Mintea umană este cea mai perversă, știi, are o perversitate teribilă și, de fapt, nu-ți dai seama că pedepsindu-l pe celălalt, e singur îți faci rău. Persoana care este înșelată întotdeauna prea puterea în cuplu. Dacă nu greșeai atunci, de fapt, aceea nu este greșeală, cum spunem, nu există greșeală, există experiență. Dacă nu aveai acea experiență, acum nu puteai să faci acel click, acel salt, să înțelegi. Deși simțeai să înțelegi că nu e ceea ce trebuie. Da, simțeai și atunci, dar atunci n-ai putut. Unul dintre motivele pentru care înșală oamenii este atunci când într-adevăr relația se încheie sau căsnicia se destramă, dar sunt persoane care, pentru că au fost înșelate odată, au dat divorț. Ei, înseamnă că acolo lucrurile trebuiau să se sfârșească. Sufletele pereche sunt sufletele pe care le atragem în funcție de vibrație pe care o avem. Partenerul este, cum am zis, odată este cea mai bună cale de evoluție spirituală. Noi în relații ne calibrăm în primul rând pe noi și noi avem nevoie de relații pentru noi, nu pentru relații. Care e zodia care înșală cel mai des, de exemplu? Dragilor, bine ați venit sau ați revenit pe Jorge Oficial, aici la Vorba lui Jorge, podcastul meu, unde vorbim tot felul de subiecte. În această seară vorbim despre relații, despre zodii, despre compatibilitate cu un domn pe care l-ați mai văzut și în mai multe apariții și în podcasturi, însă mereu vine cu ceva nou. Vorbesc cu cel care a scris Cartea Relațiilor, dar și multe alte cărți pe care le văd aici pe masă. Bine ai venit, Valeriu Pănoiu! Bine te-am găsit și mulțumesc de invitație! Dragule, vreau să te iau din prima așa tare ca să începem cu ce le arde cel mai tare pe domnișoarele sau doamnele care se uită la noi și care se chinuie să intre într-o relație și nu reușesc. Ce se întâmplă cu fetele care nu-și găsesc o relație? Că aud din ce în ce mai multe. În ultima vreme m-am confruntat cu situațiile în care foarte multe doamne sau domnișoare doresc să iasă dintr-o relație și nu pot. Vezi? Da, e, la tine vin probabil cele care vor să iasă din relație și nu știu cum. Există două extreme, nu, care se manifestă. Fie persoanele care vor o relație și nu reușesc să o aibă și sunt cele care vor să iasă dintr-o relație și nu reușesc să iasă dintr-o relație. Dar de obicei știi că cine are nu-și mai dorește, cine nu are, își dorește. Singura constantă este dorința. Deci, până la urmă, depinde ce-ți dorești. Relațiile sunt punctul sensibil în orice consultație astrologică sau în orice sesiune de terapie, până la urmă. De ce? Pentru că ceea ce definim noi ca fiind relație este limitativ atunci când ne referim la oameni. Pentru că relație înseamnă viață. Noi trăim oricum în relații. Și apropo de compatibilitate în astrologie, vorbim despre compatibilități nu doar cu persoanele. Aici avem astrologia relațională, unde stabilești dacă cineva se potrivește cu altcineva. Dar noi avem compatibilitatea cu timpul, de aceea facem horoscop, de aceea facem previziune, avem, da, compatibilitatea cu momentul oportun de a face un lucru. Știi foarte bine ce înseamnă să nu-ți împotriva curentului și să nu-ți iasă, pentru că pur și simplu nu este momentul potrivit. Se întâmplă la momentul la care trebuie. Avem, de exemplu, o ramură astrologică pe care o numim electivă, astrologia electivă, unde putem să alegem chiar momentul optim pentru a demara o acțiune. De exemplu, când să tai panglica unei afaceri, când să te programezi la un divorț, când să difuzezi un podcast, de exemplu. Da? Știai că puteam să, sigur că, da, puteai să mă uit în stele un pic așa înainte să văd dacă e bine sau nu să fac energiile ca să vezi când anume este optim să faci o lansare. Și mai poți discerne după aia, nu devii dependent de asta dacă e bine, nu, sau nu, pentru că bine devii acordat. Deci în măsură ce practici, există, încep să simți. Exact, există un mecanism intern care se activează și, de exemplu, eu când îmi programez cursurile sau diferite evenimente, nu stau să mă uit pe cer, adică nu consult calendarul, ci mă acordez cu nevoile lumești, cu disponibilitatea de timp, cu alte acțiuni pe care le am. Și ulterior, când mă uit în efemeride, se cheamă acele tabele care arată, okay, poziția planetelor în zodii, când consult calendarele astrologice, să zicem, îmi dau seama că am pornit fix la lună nouă, fix pe nu știu ce tricon, exact deja cum scrie la carte, da. Deci lucrurile ți intră în sânge. Dar totul vine prin repetiție, nu? E ca la muzică. La început trebuie să-ți faci vocea și apoi intră în automatism. Da. Întâi ești virtuos prin efort, după care devii virtuos. Așa, avem compatibilitatea de asemenea cu spațiu,
Nu? Trebuie să fii compatibil cu un spațiu, trebuie să fii compatibil cu acest decor, trebuie să fii compatibil cu o țară, de pildă. Avem în astrologie o ramură care se cheamă astrocartografie. Da? Știai că poți să te uiți pe niște hărți și să vezi în ce măsură o simplă vizită sau o simplă vacanță într-un loc de pe glob poate să schimbe viața. Să te încarce într-un anumit fel. Sau să te descarce sau să te aducă acasă cu un anume tip de energie care să-ți activeze, de exemplu, relația cu conflictuală cu unul dintre părinți, o relație tensionată la muncă cu șeful care nu se manifestase până atunci. Deci de oriunde călătorim, noi ne întoarcem cu o energie pe care ajungem să o punem în practică, da? Să o descărcăm la momentul întoarcere. Da. Deci atât ce înseamnă, de fapt, compatibilitate, ce înseamnă relație. Deci, noi ne alegem concediile în funcție de nevoile noastre la nivel subconștient? Da, de nevoile noastre interioare și poate unii dintre privitorii noștri sunt conștienți sau pot să-și identifice anumite tipare. La întoarcerea din anumite locuri, li se întâmplă periodic anumite evenimente. Da? De exemplu, sunt unii care au frecvent aceeași destinație. Trebuie să meargă la Paris de 3 ori pe an. Asta mi se întâmplă mie. S-ar putea ca la întoarcere de fiecare dată să se repete același gen de pattern. Da. Uite, de exemplu, eu sunt cu Carina acum aici, fetița mea de 14 ani și cu ea am mers în vacanță în Turcia de când era în burta mămicii ei. Deci de 15 ani noi mergem în același loc. În Turcia, în Antalya, în fiecare vară. În același areal. Nu același resort, dar în Belek sau în Antalya. În Antalya, da, dar în același spațiu. În fiecare extins, an, da. În fiecare vară. Și s-a continuat cu actuala relație în care sunt cu soția mea, care are aceeași tradiție. În fiecare an mergeam tot în acolo. Turcia. Tot în Turcia, înseamnă tot în că se întâmplă ce înseamnă asta? Ai o atracție pentru locul respectiv, înseamnă că ți este benefic să mergi acolo, altfel nu te simțeai bine. Pe de altă parte, asta ține și de anumite trăsături de personalitate, pentru că e vorba despre felul tău de a fi, despre anumite ritmicitate de care ai nevoie, despre anumită ordine, despre un anume caracter previzibil pe care trebuie să-l aibă lucrurile. Asta înseamnă că nu sunt spontan deloc, că nu prefer alte destinații, nu, să mai încerci altceva. Poate preferi confortul, ceea ce nu este în regulă. Știi că una dintre marele prejudecăți acum legate de lumea spirituală este nevoia de ieșire din confort. Da, ieși din zona de confort. De ce trebuie să zona de confort? Da, că toată lumea zice, dar du-te, domne, și în alte vacanțe, te duci numai în Turcia, all inclusive, all. Nu știu, mă simt relaxat acolo, mă deconectez, de fapt, și probabil că asta e alegerea. Dacă te regăsești, eu tocmai acum îi spuneam soției că aș vrea să merg la, mă duc și mine, îmi spune, du-te singur, vreau să mă întorc la Copenhaga, este un loc care pe mine mă atrage, e un loc unde am stat, am trăit și am de unde la fel, am aceeași compatibilitate. Nu, am stat o jumătate de an, am avut o bursă la sfârșitul facultății, dar am perseverat, m-am întors acolo, am învățat în continuare limba daneză, am ținut legătura cu oameni de acolo. E a doua oară că sunt bine pe podcast, e prima oară când se întâmplă asta, dar și înainte de a intra același lucru. Vrei să mergi cafeaua asta? Apropo de prejudecăți, nu de superstiții, cafeaua care se varsă aduce bogăție. Bogăție, deci, da. S-ar putea să fi venit eu cu niște cheie ale abundenței pentru tine. Am văzut, Doamne ajută să meargă. Să dezlegi stelele de aur. Dragă Valeriu, eu sunt binecuvântat și mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că sunt sănătos și că pot să fac ce iubesc și ce îmi place. În același timp știu că trebuie să învăț, să mă dezvolt, de-aia și pun întrebările astea, nu neapărat să mă aflu în treabă, ci pentru că am trăit tot felul de chestii interesante până acum în relații, în căsătorii, în divorț, în compatibilitate, prima soție, a doua soție, de ce așa, de ce în partea alaltă. La mine ce? Este a treia. Așa, ești la a treia luat, căsătorie? Da. Stai puțin, dar până să dezvoltăm subiectul. Nu-ți urez mult. Dar niciodată când spune cineva am divorțat sau m-am îndrăgostit sau împlinez 20 de ani de căsnicie, eu nu spun mulți înainte pentru că nu poți să știi ce e acolo. Eu spun întotdeauna să-ți fie de bine. Deci ești la a treia căsătorie? Da, da, da. Ai două divorțuri la acte, pe acte, da, a treia căsătorie. În viață, da, primul divorț, imagine. Și copii? Păi există un copil din prima căsătorie și cu soția suntem așa, copilul meu, copilul ei și copiii noștri, trei la număr. Deci împreună sunt cinci frați. Ia-mă așa că n-am înțeles. Deci în prima căsătorie... Un copil. Ai un copil, da. După care în a doua căsătorie... Nu, fără. Nimic. Nu. A doua. Și în a treia căsătorie... Doar experiență. Așa. În a treia căsătorie, trei copii. Trei copii. Și soția mea vine și cu un copil din prima ei căsătorie. Bun. Oh, acum am înțeles. Are logică tot. Cinci copii în total. Da. Dar dăm voie să spun ceva înainte să dezvoltăm, să
facem discuția arborescentă, pentru că ai dat singur răspunsul la întrebarea pe care mi-ai pus-o. M-ai întrebat ce facem cu relațiile și cum intrăm într-o relație și cum procedează doamnele și domnișoarele care vor să-și găsească o relație. Păi iată cum. Tu ai răspuns. Făcând ceea ce îți place, iubind viața, căutând în continuare să te perfecționezi, să cunoști, să îți răspunzi la întrebările care apar, prin urmare fiind întreg. Pentru că se vorbește, știi, despre jumătatea. De fapt, întrebarea clasică este, dom'le, cum să-ți găsești jumătatea? Păi, de fapt, nu există răspuns pentru că întrebarea este greșită. Ideea nu este să ne găsim, ideea nu este să ne găsim jumătatea. Să ne găsim pentru întregul. Pentru că două jumătăți, nu o jumătate de măr cu o jumătate de pare, nu vor face un fruct. Da. Vor face două jumătăți. Este vorba de acel triunghi al relației care vorbește despre nașterea celei de-a treia entități, că energetic avem cuplul format din el, ea, sau mă rog, el, ea, ea, nu avem prejudecăți. Și plus sinergia. Plus relația. Da. Deci, practic, trebuie să ne găsim un întreg. Iar întregul îl atragem, apropo de istoricul nostru de viață comun și de faptul că am trecut prin diferite experiențe și prin căsătorii și în divorțuri, ai observat că în fiecare etapă de viață am atras un anume tip de partener. Okay. În funcție de nivelul de conștiință, în funcție de modul în care ne integrase în lecțiile, în funcție de profilul nostru psihologic, în funcție de ritmul nostru de viață, de a înțelege lucrurile, deci în funcție de gradul în care noi ne-am extins, să spunem, câmpul conștiinței. Da? De exemplu, vin la consultații doamne foarte furioase, foarte supărate, de exemplu, pe fostul sos, pe partener, care încă sunt într-o neiertare cruntă și nu pot să depășească rolul de victimă. Ce mi-a făcut nenorocitul? Când apare altul? Vreau să spun că cunosc cazuri de femei care de 20 sau chiar 30 de ani au fost părăsite, ele au rămas blocate în trauma femeii părăsite, dar ele nu pot să iasă de acolo pentru că ele nu se văd. Ce trebuie făcut? Păi, în afară de a accepta situația și de a privi spre viitor, detașându-te total de ceea ce consider tu că ți-a făcut rău, n-ai ce să faci. Dar intervine atașamentul. Și cel mai important, de fapt cel mai grav atașament pe care l-au oamenii este cel de suferință. Deci oamenii, în general, rămân atașați de suferința care în continuare îi îndreptățește. Știi, sentimentul ăsta de îndreptățire este cel mai periculos la un om. Știi, oamenii care se simt îndreptățiți, de exemplu, sunt îndreptățiți să... Și este un aspect al ego-ului, bineînțeles. Se simt îndreptățiți să te pedepsească, se simt îndreptățiți să te taxeze pentru orice ai spune, se simt îndreptățiți să, de exemplu, șefii care se simt îndreptățiți să nu-și promoveze anumiți subalterni. Deși este meritul lor. Din cauza unor nedreptăți care li s-au întâmplat lor în sigur, trecut. Și asta, dar, de exemplu, femeia părăsită se simte în continuare îndreptățită să-și pedepsească fostul, da? Poate, de exemplu, deci dacă există copii prin care să-i șantajeze să-l șantajeze emoțional pe fostul sos, asta este idealul în viață. Asta este idealul, scopul vieții pentru un asemenea profil. Dar mintea omului, îți dai seama cât de mintea umană este cea mai perversă, știi, are o perversitate teribilă. Și, de fapt, nu-ți dai seama că pedepsindu-l pe celălalt, e singur îți faci rău. Dar ești atât de atașat de suferință și de sentimentul ăsta de îndreptățire pe care ți-l dă ego-ul, ce mi-a făcut el mie, am și eu dreptul să îl răsplătesc. Și atunci există această răzbunare pe termen lung. Da. Și, de fapt, te răzbun pe tine, pentru că, de fapt, stai continuu în rolul de victimă care ți-a intrat în sânge. Și ești o victimă. Ești continuu o victimă. Deci, ori de câte ori te duci cu gândul la ce ți s-a întâmplat și cum te-a părăsit și ce ți-a făcut și cum te-a nedreptățit și cum te-a trădat, cum te-a înșelat. Deci, practic, ți se întoarce tot către tine. Că nu... Și atunci, intri într-o... Nu, te duci la astrolog să întrebi când intri într-o relație. Și eu zic, Doamne ferește. Doamne ferește să intri într-o relație. Pentru că, bineînțeles, din energia de... Deci, în primul rând, identifici nivelul, cum spunea, de evoluție, nivelul de conștiință al omului din momentul în care stai de vorbă cu el. Și atunci când tu ai de face cu o victimă care încă nu și-a integrat lecțiile trecutului și care în continuare se atașează, cum am zis, de suferință, de
traumă de ego-ul care îi dă drepturi asupra fostului, atunci, bineînțeles că orice candidat la postul de partener va respecta același tipar. Tocmai ca să învețe lecția... Da. Știi, cazuri de persoane cu experiențe care se repetă în serie. De exemplu, bărbați înșelați în serie, femei înșelate în serie. Dar de ce înșeală? Care e zodia care înșeală cel mai des, de exemplu? Poți să fie ugră de cafea. Te rog, nu, gândește de bine la întrebare. Există un top, am scris în cartea asta în care este de inițiere astrologia de la Cel la Pământ, aia e prima mea carte. Okay. Este de fapt un manual de astrologie. Vorbesc inclusiv despre o ierarhie a anumitor. A zodiilor care înșală cel mai mult. Că hai să luăm cu bărbații. Că na, pe femei le interesează cel mai mult. Putem să nu facem o distinție de gen, pentru că lucrurile sunt la același nivel. Cum formulez dorința către univers? Asta o să vreau să vorbim un pic mai târziu, pentru că după ce îți dai ierarhia zodiilor. Vreau să-mi dai ierarhia zodiilor, pentru că sunt oameni care așteaptă ierarhia zodiilor. Acum se uită pe YouTube. Să nu vreau să dea skip oamenii. Hai să vedem care e ierarhia. Gemeni, pești, săgetător, balanță. Stai că mai luat prea repede acum. Anotați. Gemeni, pești, săgetător și balanță. Săgetător, balanță. Deci dacă în cuplul în care ești acum ai partenerul gemeni, are cele mai mari șanse să te înșele, pești, o să al doilea, nuanțăm, săgetător și balanță. Balanță. Acum. Bun, explicați. Să nu înțelegem că toate... Bun, sunt particularității generale, de interpretare simbolice care... aparțin unui plan al dualității acestor zodii. Sunt zodii care sunt versatile, sunt capabile să funcționeze în mai multe planuri simultan. Asta le ajută foarte mult. Pentru că vorbim despre aceleași zodii care înșeală cel mai frecvent, vorbim și despre zodii care, de exemplu, pot să aibă două locuri de muncă în același timp, pot să facă naveta între două case, între două orașe, să fie tot timpul pe avioane, pe drumuri. Adică această versatilitate nu se manifestă doar în acest plan al relațiilor și al înșelatului. Și asta nu înseamnă că toate aceste zodii înșală. Nici pe departe. E vorba despre activarea anumitor trăsături ale umbrei. Deci fiecare zodie are o frecvență, nu are... să spunem, o bază a piramidei și un ego de integrat și are, bineînțeles, lumina de dăruit. Dar aceste zodii au și o nevoie mai mare de experimentare decât toate celelalte. Și atunci când tu ai nevoie să experimentezi, bineînțeles că vei încerca mai mult decât alții, cel puțin la gemeni. Gemenii sunt zodia prin excelență care întotdeauna trebuie să încerce de 5, 6, 7 ori ca să vadă ei pe compromis. Da, și să se convingă singuri, înainte de a-și da seama că au greșit sau că sunt pe direcția greșită. Dar mai e și situația în care ei chiar știu că sunt pe direcția greșită și tot insistă. Și ei nu se lasă până nu fac ca ei. Adică sunt zodii pe care trebuie să vină viața să le învingă, pentru că ele nu acceptă niciodată înfrângerea. Dar revenind la nevoia asta mea de a scoate din generalizare caracterul, să zicem, duplicitarea acestor zodii, vom spune că de foarte multe ori aceste zodii nu înșală din principiu. Sunt zodii puternice, sunt zodii mentale, sunt zodii care vor să demonstreze și care se raportează foarte mult la exterior prin antimodel. Eu nu sunt așa. Da? De exemplu, sunt foarte multe femei gemeni care nu ar concepe vreodată să-și înșele soțul, pentru că ele nu și-ar dori niciodată să asocieze cu alea. Știm noi cum li se spune, dar nu vom rosti cuvântul, eu nu sunt așa. Și atunci apare orgoliul convingerilor. Din acest orgoliu al convingerilor, nativii acestor zodii pe care l-am enumerat, de foarte multe ori se poziționează într-o judecată față de persoanele care comit acte de infidelitate. Și atunci apare pasul următor evolutiv. Una din principalele lecții ale încarnării pentru noi ca specie pe această planetă, ca indivizi pe această planetă, este aceea non-judecății. De fapt, nu există evoluție spirituală care să nu te treacă prin lecțiile judecăților. Și atunci e foarte simplu, există și legea atracției, în baza căreia tot ceea ce gândim atrage.
Prin urmare, inclusiv tot ceea ce judecăm la alții, vom ajunge să trăim pe propria piele. Și atunci, de foarte multe ori, vin în consultații femei care, de exemplu, au înșelat, femei care născute în orice zodie, sau bărbați care au înșelat și care în viața lor nu s-ar fi gândit că vor face așa ceva. Ei se știau fideli și, culmea, chiar sunt fideli. Și rămân fideli în continuare partenerului. Dar au nevoie de experiența asta a judecății. Pentru că în momentul în care tu, de exemplu, îți judeci cea mai bună prietenă că și-a înșelat soțul, rupi o relație din cauza că ai aflat că persoana este infidelă, o desconsideri pe o colegă de muncă pentru că ai aflat că are amant, mintea ta, mintea aceeași perversă, te face să crezi că tu ești mai bună decât ea. Și atunci îți dă atunci, viața... Bineînțeles, îți arată că, știi, nici tu nu ești mai bun decât celălalt. De ce? Pentru că și oamenii foarte buni pot să facă lucruri rele. Pentru că noi suntem o proporție între lumină și întuneric. Să nu judecăm niciodată, chiar dacă nouă ni se pare că e... Da, e foarte interesant. Deci întotdeauna atragi ceea ce judeci. Atragi întotdeauna ceea ce judeci. Nu la nivelul ăsta. Înșelat sau așa, dar într-adevăr, cu persoanele pe care am judecat într-un anumit sens, acum are logică tot ce spui, într-o anumită direcție, am pățit același lucru tocmai ca să învăț lecția asta a judecății. Acum înțeleg de ce mi s-a întâmplat. Dar, da. Mai există încă o treaptă. Am spus că odată trăiești lecția înșelatului, de pildă, pentru a te vindeca de judecăți. Na, cum era prietena ta când a înșelat? Păi era cuvântul acela cu că. Ai făcut și tu la fel, da. E și tu nu. Nu mai sunt nicio nicia. Am căzut la pace cu prietena mea pe care am judecat-o. Bun. Deci câtă vreme experiența se termină cu integrarea acestei lecții a non-judecății și cu acceptarea faptului că, știi, întotdeauna ți se poate întâmpla orice și s-ar putea să nu fii tu mai bun decât altul, atunci lucrurile revin în echilibru. Ce se întâmplă în momentul în care o persoană înșeală? Vreau să explic exact ce vreau să întreb. Deceul pentru care înșeală. Pentru că multe femei se gândesc că are legătură cu ele, de-aia bărbatul înșeală, poate se consideră că nu sunt suficient de bune sau și ar trebui să separăm treaba asta cu faptul că ține de cel care înșeală, nu de cel care e înșelat. Nu e așa. Nu e așa? Nu. Dar pentru că urmează încă un pas la care voiam să ajung și mi l-ai servit acum la fileu. În orice cuplu se face un transfer de energie. Și atunci, în baza aceluiași raport dintre lumină și întuneric despre care am vorbit, întotdeauna se face o alchimie între cei doi. Și atunci, femeia care are această convingere că este mai bună decât alte femei pentru că nu înșală și că este virtuoasă și este o bună creștină și o mamă perfectă și o gospodină ideală, s-ar putea să fie înșelată de bărbat. De ce? Pentru că în orice relație nu există doar lumină. Partenerul care se străduiește din răsputeri să-și arate doar lumina. Da, femeile astea, exemplare, model ideale. Mama perfectă, cum spuneam, gospodina perfectă, soția ideală, își vor proiecta umbra pe partener. Și atunci partenerul s-ar putea să fie nevoit să manifeste umbra soției sau a iubitei. Și atunci, de foarte multe ori, nici nu-ți dai seama de ce înșală omul. Da? Sunt persoane care se întreabă, băi, dar nu-mi explic de ce l-am înșelat. Nu-mi explic. Poate, de exemplu, pentru că el se credea un super bărbat care nu înșală și considera că este superior altor bărbați prin această calitate a fidelității. Și iată, refuzând să-și manifeste această umbră și judecându-i pe alții pe tema infidelității, ai ajuns să fii înșelat. De exemplu, avem tiparele de familie. Nu? Femeia care își detestă tatăl, care i-a înșelat mama. Da? Și care se poziționează, de fapt, în mod greșit, în rolul de nevastă, nu în rolul de fică. În momentul în care judești, te pui pe același loc cu cel pe care îl judeci. S-ar putea, sau are mari șanse să fie înșelată, să atragă un partener care o înșală, dacă nu cumva să înșele chiar. Exact cazul, apropo de adicții, cazul fetelor care își detestă și nu șartă tații bețivi și care se căsătoresc cu bărbați care ulterior devin alcoolici. Deci așa se face echilibru prin partener. Deci partenerul este
cum am zis, odată este cea mai bună cale de evoluție spirituală. Noi în relații ne calibrăm în primul rând pe noi și noi avem nevoie de relații pentru noi, nu pentru relații. Dar da? Cum putem să echilibrăm asta între, ok, s-a descoperit lucrul ăsta într-o relație, da, ea considera sau el că este super fidel, super bun și așa mai departe, se întâmplă ca partea cealaltă, celălalt dintre ei doi să cadă într-o ispită asta, da, se poate întâmpla, pe care nici el nu explică sau nici ea nu explică. Care e soluția? Ce trebuie să facă cei doi în momentul respectiv? Pentru că se întâmplă ca unii se despartă, alții discută, alții trec peste, alții bagă sub preș, alții... sunt tot felul de variante. Întotdeauna e vorba despre tine. Deci, inclusiv un asemenea tip de experiență spune ceva despre tine. De pildă, sunt persoane care se simt foarte vinovate. E foarte greu acest stigmat al vinovăției. Știi că sunt oameni care se simt vinovați din orice. Vai de mine, ce am făcut sau ce n-am făcut. Știi că te poți simți vinovat și pentru ce ai făcut și pentru ce n-ai făcut. Bine, acum facem o paranteză amuzantă și revenim la vinovăție. Am ajuns, mereu zic, am ajuns la vorba lui tata. Deci tata întotdeauna avea dreptate și mi-a spus încă de la tinerețe niște replici pe care acum le spun băieților mei. De exemplu, țineți minte că fetele întotdeauna vă vor ține minte pentru ce nu le-ați făcut, nu pentru ce le-ați făcut. Închidem paranteza și ne întoarcem la vinovăție. De exemplu, cineva care are puternice sentimente de vinovăție din anumite motive. Sau poate să fie un sentiment indus din copilărie, nu? Părintele care i-a spus copilului, ești de vină din cauza ta. Într-o relație poate să ajunge să înșele. De ce? Pentru că prin înșelat retrăiești starea profundă de vinovăție. Deci dacă tu ai o relație, apropo de relații, da, poți să ai o relație cu emoție, o relație de o viață. Sunt oameni care se nasc vinovați și care mor vinovați, da? Pentru că nu-și integrează vinovăția. Da? Deci dacă tu ai această poveste de viață bazată pe vinovăție, atunci inclusiv experiența înșelatului s-ar putea să trezească, să te facă să-ți clocotească în tine sentimentele de vinovăție, de ce să ți le conștientizezi. Deci este o formă prin care se poate manifesta o emoție pe care tu nu ți-ai integrat-o, nu ți-ai depășit-o. Cum depășim vinovăția asta? Ne trebuie și soluție acum, Valeriu. În esență, noi facem terapie, noi mergem la astrolog, ne tratăm, luăm și pastile și de multe ori emoția aceea persistente e tot acolo. Noi nu reușim să vindecăm vreo traumă sau vreo emoție negativă. Deci nu reușim să o excludem din viața noastră, să spunem gata, mi-am depășit vinovăția. Noi învățăm să trăim cu ea. Deci noi nu vindecăm când mergem și atunci cum facem? Integrăm. Integrezi, exact, și înveți să trăiești cu emoția respectivă. Practic, înveți să-i dai un loc în viața ta care să nu te tragă înapoi. Când acceptare, deși, practic tot e acceptare. Da, exemplu pe care îl dau este trauma părintelui care își pierde un copil. Cum poate cineva să-și închipuie că un om poate vreodată să se vindece după moartea propriului copil? Deci nu există vindecare. Da, există doar acomodare, integrare. Asimilare, da, integrare. Pur și simplu, experiența respectivă capătă o anumită... Asta e cea mai mare frică, da? Dimensiune. Asta este cea mai mare frică a mea. M-am întrebat în multe interviuri care e cea mai mare frică a mea și mi-a fost teamă să o spun. Uh-huh. Pentru că mi se pare că e... Pentru mine, cea mai mare frică a vieții mele este ca unul din copiii mei să moară înaintea mea. Este, cred că, cea mai mare suferință, cea mai mare greutate prin care aș putea să trec în viața asta și mi-a fost și teamă să răspund la interviurile pe care le-am avut până acum, care e cea mai mare frică a mea, pentru că e apăsătoare pentru mine. Atunci o să spun o poveste de familie ca să detensionăm această situație, dacă îmi permiți, pentru că mama nașului meu, care a murit la peste 90 de ani, avea o formă de boală degenerativă care se acutizase pe la 70 de ani. Acum 20-30 de ani nu exista moda caselor de... Bătrânazil sau... Așa, și nici a pompelor funebre. Și atunci nașul meu de botez, pe care îl chema Valeriu, lui port numele,
i-a făcut un coșug, i-a pregătit un coșug pentru că odată se internase în spital și doctorul i-a spus că moare. Și a pregătit coșugul și l-a urcat în pod, stăteau la casă. Bătrâna la un moment dat a urcat în pod, nu mai spunem și de ce urca în pod, pentru că și că mai ascundea câte o sticluță de țuică, da? Și a găsit coșciugul în care se odihnea fasolea culeasă de pe câmp. Și atunci, într-un acces de furie, a zis, aha, a coborât din pod și a convocat toată casa și le-a spus, vreți să mă omorâți, ea? E, vă arăt eu că vă îngrop pe toți. O, Doamne, nu vrei să știi că așa a fost, pentru că fiul ei a murit înaintea ei. Deci se întâmplă, apropo de frici, de programe de viață. Știi că noi ne programăm. Iar frica asta de pierderea copilului, să știi că s-ar putea să aibă niște rădăcini în familie. S-ar putea, de exemplu, să fie cauzată de un avort al mamei sau un avort al bunicii sau un avort al uneia dintre partenere. Știi că este posibil, întotdeauna este posibil ca una dintre fostele partenere să fie făcut un avort de care nu știi și tu să fii rămas de fapt cu această proiecție a unei traume, cu sentimentul unei pierderi, adică tu știi că ai pierdut ceva, dar nu poți să identifici unde, pierderea. Da. Foarte interesant asta. Da. Deci, frica asta vine de undeva și e important de notat că s-ar putea să nici nu fie a ta. E foarte posibil pentru că am simțit această traumă la bunica mea care l-a pierdut pe tata și na, asta zicea mereu că cel deci mai mare s-a transmis transgenerațional. Și cum schimbăm programul ăsta? Apropo, există cumva... Deci, în primul rând, din păcate sau din fericire, nu există nicio posibilitate de a-ți depăși o asemenea amprentă energetică, să-i spunem, de exemplu, cum ar fi vinovăția, decât întâlnindu-te cu ea. Deci întotdeauna trebuie să treci prin emoție. Și trebuie să cobori acolo. Nu spuneam, înșel ca să te simți din nou vinovat sau vinovată. Aici intervine altceva. Te rog. Nu cumva și asta e o condiționare? Nu cumva și asta e un program? Adică de ce cumva nu există o altă soluție decât asta? Nu e un program și ăsta? De ce trebuie să mă întâlnesc cu asta? Poate integrez și atunci nu mă întâlnesc cu asta. Da, păi este adevărat, dar depinde ce efecte secundare generează acea experiență, de exemplu în familie. De pildă, eu am consiliat nenumărate doamne care s-a întâmplat să-și înșele soțul să nu comunice despre asta. Mie mi se pare, apropo, în contra direcției generală și în contra tot ceea ce se spune pe piața asta spirituală, mie mi se pare că în nenumărate cazuri comunicarea face mai mari pagube decât lipsa de comunicare. Și de foarte multe ori, chiar la anumite zodii, da? De exemplu, inclusiv la zodia Gemeni, apar foarte multe neînțelegeri din cauza comunicării. Exact. Mărturisești ce trebuie să știe. Corect. Aha, da? Partenerul tău nu este duhovnic. Și atunci, de foarte multe ori, am investigat cazuri în consultații legate de semnificația acelui act. Dom'le, mi s-a întâmplat, m-am dus la o petrecere și m-a dus în cameră. Eram la petrecerea celebră de, cum se cheamă astea, de la team building, nu? De la muncă. Ne-am îmbătat și ne-am trezit dimineața unul lângă altul. Ce facem acum? Să nu generalizăm, da, că sunt oameni care pleacă în team building și să nu aibă impresia că dacă se duc în team building se întâmplă tot, nu doar asta, da? Deci închidem paranteza. Okay. Dacă până acum unii nu se duceau în team building, s-ar putea să fie... Să nu asociem, se întâmplă în alte deci cazuri. Deci noi nu generalizăm, știi? Totul va fi bine undeva în lume, nu neapărat la noi. Așa. Vorbeam despre comunicare și despre ravagile pe care le poate face comunicarea, bine, mai ales comunicarea agresivă. De exemplu, dacă îi spui de 10 ori să facă același lucru și el tot nu-l face, sunt două variante. Ori renunți la el, ori faci tu. Adică comunicarea poate să devină hărțuire atunci când te izbești de un zid și pe celălalt îl îndepărtezi. Adică ideea principală a actului comunicării este aceea de cooperare. Dar tu când conștientizezi că nu reușești să cooperezi, atunci trebuie să te oprești din comunicare și trebuie să accepti lucrurile așa cum sunt. Bun, și atunci se produc ravagii și damage, cum se zice, așa, se întâmplă tot felul de greutăți în relație în momentul în care cel care a făcut o prostie, dacă să nu zicem, mă rog, a înșelat, da, ok, da. O dă, îi spune celuilalt sau celelalte,
Și atunci, ce a făcut? Practic, da. El se eliberează ea se eliberează. Și îl încarcă pe celălalt. Și îl încarcă pe celălalt. Și o întreb așa. Hai să ne înțelegem. După ce aflu asemenea poveste. Prima întrebare pe care o pun este următoare. Stai să știm cum ne poziționăm. Te plângi sau te lauzi? Știi că este poanta aia cu bărbatul infidel care se duce la preot să se spovedească și okay. spune, da. Ai venit să te lauzi? Da, să ce, te... Nu, ci dă canon și ce 50 de Ave Maria, 50 de zile de post negru. Păi, părinte, de ce mă pedepsiți? Că eu, mie mi-a plăcut. Da. Întotdeauna trebuie să vezi ce rol a jucat experiența respectivă în viața ta. Că, de exemplu, am cunoscut femei care au înșelat ca să-și descopere feminitatea. Da? O asemenea experiență poate să le deblocheze. Sunt femei care sunt care devin din cauza, de exemplu, rolurilor, rolul de mamă sau din cauza presiunilor de serviciu, devin inerte ca partenere și atunci ele ieșesc din rutina asta afectivă și sexuală. Și atunci apare un bărbat care poate să le trezească. Deci de multe ori înșelatul poate să funcționeze ca rol de activator al feminității, de exemplu. Sau sunt bărbați care au nevoie să le descopere ca bărbați. Și atunci, din moment ce experiența înșelatului nu are legătură cu partenerul, s-ar putea ca această împărtășire a poveștii să facă mai mult rău decât bine. Pentru că, până la urmă, contează de ce înșel. Înșel ca să te răzbun pe el? Înșel din cauza că el nu e în stare? Înșel din cauza lui? Sau înșel pentru tine? Mi-ai deschis o întrebare acum. Te rog. Ce face o doamnă, da, sau un domn, uh-huh, care descoperă că ce sfaturi îi dai unei doamne sau un domn care află că partenerul sau partenera a înșelat, ce trebuie să facă acel partener? În cazul în care nu se vorbește despre asta, cum să procedeze? Deci eu sunt în față cu partenerul înșelat. Nu asta mă întrebi, nu? Sau nu, cu femeia înșelată. Nu, dacă e într-o relație. Hai, da, să dăm exemplu ăsta că se întâmplă practic, da, nu generalizăm, dar zicem mereu că femeia e înșelată de bărbat, da? Uh-huh. Ce trebuie să facă o femeie care a fost înșelată de bărbat, uh-huh, aflat, uh-huh, dar nu știe ce să facă? Păi am avut un caz în care ani de zile revenea în consultație aceeași temă, a venit și bărbatul până la urmă care s-a pocăit, s-a zmerit, a fost cel mai cuminte bărbat și atunci nu trecea peste. Și până la urmă într-o consultație am spus, dragă, știi ceva? Nu sunt decât două variante. Ori îl ierți și îl treci peste, pentru că ea sistematic îi scotea pe ochi. Deci dacă era o femeie care se uita la el, și dai seama, deci trecuse niște ani de zile de când ea fusese înșelată, ea, cum spuneam, era îndreptățită. Da, cine deține puterea? Persoana care este înșelată întotdeauna prea puterea în cuplu. Și reveni la cele două variante, dragă, ori îl accepti și nu-l mai judeci și lași în pace să trăiască, ori îl lași. Ai zis o chestie interesantă. Cel care este înșelat... Însuși, te-am spus și eu o chestie interesantă. Nu. Foarte, foarte multe lucruri interesante până acum, dar ai zis o chestie pe care n-am auzit-o până acum. Cel care este înșelat preia puterea în cuplu. Întotdeauna. Sigur. El are drept. Cine... Cum se răsfrânge asupra relației? Păi... Există niște principii pe care le recirculă, de exemplu, constelațiile în familie, da, Bert Hellinger. De pildă se spune așa undeva. Dacă ți s-a făcut un rău, întotdeauna trebuie să echilibrezi cumva răul care ți s-a făcut, dar răul pe care îl întorci să nu fie la fel de mare. Adică dacă ți-a dat un pumn, îi dai și tu o palmă, nu îi dai doi pumni să nu se mai ridice de jos. Da, deci cam așa funcționează principiul, deci, practic, echilibrului în această teorie. Deci, practic, trebuie o răzbunare, cum, da, ar veni între ghilimele, da, pentru că, da, într-adevăr, de Bert Hellinger, acum spun, ai spus. Da, da, okay, spun, spune, da? Da. Am avut caz de cuplu și ea l-a înșelat și el i-a spus, de fapt, ea a aflat că el a înșelat-o și a spus așa, ea 2 săptămâni a plecat cu prietena ei, 2 săptămâni și au avut această convenție, fără telefon, fără nimic. Pe banii lui. Bine, da, pe banii. Asta, știu povestea, adică, asta, pentru că, da, și Dorina Mocanu mi-a spus-o, uh-huh, și Dorina e constelatoare. Da, și dar asta este un tipar deja, adică asta e o rețetă universală pe care am avut-o și eu în consultație. Sunt și la psihoterapeut, sunt psihoterapeuți care recomandă
Dacă ea l-a prins pe el, da, atunci ea trebuie să se răzbune, între ghilimele, da, pe el, da, cu o faptă mai mică decât cea pe care, exact, el a făcut-o. Da. Adică, dar el să nu știe dacă a făcut-o, dacă a făcut-o sau nu, că până la urmă tortura este psihică. Deci adică nu te el duci imediat fizic și înșel și tu ca să te răzbuni, ci trebuie ceva mai mic ca, da, tu să nu crești, da, energia negativă, ci să scazi energia negativă. Adică, exact, te duci, iei, da, cardul și îți cumperi ce vrei tu. Astfel din bani, încât așa să-l faci să simtă toată anxietatea. Exact. Cum e, dă-i să zacă, să plătească prețul, că întotdeauna să plătească prețul, da, să se ducă care cu... poate să fie, iată, material, de obicei prețul cel mai mare este acolo unde te doare cel mai mult, nu? Dacă ești materialist da, va durea la portofel, dacă ești emoțional vei plăti mai bine dacă stai într-o teroare psihică și nu știi ce face, nu, dacă îți crești nivelul de anxietate, nu știi ce face ea acolo, dacă s-a dus cu vreunul. Da, că n-ai de unde să știi. Îl toci la psihic, da, cum ar veni. Ok. Am o direcție în discuția asta pentru că am mai auzit la persoane în jurul meu, care, în general bărbați, care în discuția și la întrebarea, mă, dar de ce te-ai dus, mă, cu timpul? Uh-huh. Știi? Și unii dintre ei spun că, mă, uite, când mă duc în altă parte, mă simt mai bine și mă întorc mai cu drag acasă, mă întorc la soție. Uh-huh. Ce, da, tipologie, da, asta? De ce se întâmplă chestia asta? Că am auzit de câteva ori, mă duc mai cu drag la nevastă, la soție, după ce mă duc în altă parte. Pentru că este arhetipul masculin al vânătorului. Aici vorbim despre arhetipuri și despre diferența de evoluția celor două sexe. Nu? Bărbatul vânător și femeia gospodină, culegătoare, protectoare a cuibului, fără acuze de misoginism. Asta este profilul evolutiv al nostru. Din și atunci, de bărbatul care își pierde motivația, își regăsește instinctele vânând pe teritoriul vecin. Deci astea sunt arhetipuri, nu? Arhetipul vânătorului sau al războinicului. Și atunci foarte mulți bărbați sunt în acest arhetip. Pur și simplu. Da? În arhetipul războinic. Așa sunt ei. De exemplu, în astrologie avem planeta Marte, nu? Bărbații marțieni. Bărbații care tot timpul trebuie să vâneze ceva. Ei funcționează foarte bine, de exemplu, și în mediul de business, nu? Scopuri, rezultate, targeturi, victorie, creștere, bani în cont. Nu? Războinicii fac afaceri. Sunt oameni de business războinici. Numai că în momentul în care vânezi, energia asta de vânător este energie, nu? Și atunci nu se canalizează doar într-o formă. Nu poți să fii vânător doar pe bursă sau pe piața ta, acolo, de piața de afaceri, unde evoluezi tu, de exemplu, în transporturi sau în industrie sau în servicii. Nu. Tu ești vânător în toate aspectele vieții și atunci tu întotdeauna te orientezi după scopuri și obiective pe care să le bifezi. După ce ai bifat... Am înțeles, dar... Ți-ai atins scopul și te întorci de unde ai plecat. Și bărbații simt când înșeală femeia sau doar femeile simt că... Și bărbații simt. Și bărbații vreau simt. Să spun ceva. Există o recomandare bibliografică pe care o fac. Pentru că există un model masculin literar, bine, model nu de bărbat, ci un model arhetipal în literatură și eu le recomand femeilor înșelate să consulte această carte. Și asta este Bietul Ioanide de G. Călinescu. E cartea care este consecutivă Enigmei Otiliei, pe care o știm Ioanide, toți. Okay. Bietul Ioanide. Bietul Ioanide era un arhitect de geniu, care avea nenumărate povești de dragoste. Este era un fel de Ștefan cel Mare al literaturii, romanesc, da, livresc. Și e o scenă teribilă. Soția lui îi permitea tot spațiul și toată libertatea de creație, el fiind un artist, de fapt. Era... admirat de soția lui, care era o femeie foarte cuminte, la fel, elevată, intelectuală, și la un moment dat apare o dilemă pe care foarte mulți dintre noi am avut-o de-a lungul timpului și eu am avut-o. Un prieten, sau chiar, dacă nu cumva, prietenul cel mai bun, prietenul cel mai bun arhitectul al Ioanide, este sfâșiat între perspectiva de a ține pentru el secretul infidelității sau de a-l împărtăși cu soția, de a o preveni cumva pe nevastă. Și Șanin Mandiș se duce în vizită la soție. Și spune, știi, soțul tău te înșală, a avut atâtea femei. Mă rog, parafrazez acum. Știi ce face nevasta lui Ioanide? Apropo de alt arhetip feminin. Îl dă afară. Și spune, îl dă afară din casă și spune, tu nu meriți să fii prietenul soțului meu pentru că
îi murdărești imaginea. Nu vreau să te mai văd niciodată. Din parcurgerea acestei cărți s-ar putea să se nască acest, știi, catarsis, această transfigurare pentru cei care trec prin această experiență a trădării. Deci există, iată, o resursă literară la îndemână. Deci romanul Bietul Ioanide este unul dintre romanele mele preferate. Da. Este într-un fel vina celui care înșală sau cel care este înșelat. Apropo de să e vinovat sau responsabil, deci, că așa e... Uite, într-o relație, da? Deci, o iau și mai general. În lume există două tipuri de energie, două tipuri de vibrație. Da? Există iubirea și există puterea. Da? Noi este o specie care preferă puterea. Și contrapartea puterii este iubirea. Da? Puterea face orice ca să... să obțină statut și ascensiune și să se urce deasupra altora, să spunem că puterea se asociază cu lumea întunecată. Iar iubirea se asociază cu lumina, este tolerantă, este permisivă. Noi oricum suntem o împletire de iubire și de putere. În momentul în care punem această întrebare, a cui este vina, întrebarea se pune dintr-o energie de putere, nu dintr-o energie de iubire. Deci înseamnă că din start, dacă îl consider pe celălalt vinovat, tu nu-l iubești. Adică tu nu te raportezi la el cu iubire. Este clar că tu cauți... puterea. Judecata înseamnă putere. Tu deja te pui deasupra. De aceea și în momentul în care tu consideri că nu poți să-l ierți, da? Nu poți să-l ierți vreodată pe celălalt pentru ce ți-a făcut, de fapt tu te pui pe o poziție superioară față de el ca entitate umană încarnată. Da, deci este tot ego-ul. Vezi, tot ego, mintea. Da. Înseamnă că tu îl iubești, dar îl iubești de aici, nu îl iubești din... Dar de ce se despart atât de repede cuplurile? O să și explic de ce spun lucrul ăsta, pentru că, uite, eu vin în urma unui divorț, sunt recăsătorit. Uh-huh. Acum, cu mintea de acum, dacă aș mai fi pus într-o situație de genul de a mă despărți sau de a-și intra într-o separare, aș alege calea în care aș ține cu tot din adinsul, nu cu dinții, dar aș munci foarte mult la păstrarea cuplului, pentru că sunt convins că dacă muncești și sunt amândoi în aceeași direcție, atunci se va crea acea conexiune, reconexiune și cuplu învață de-a lungul vieții, practic până la sfârșitul vieții înveți cu același partener aceleași lecții pe care le înveți și dacă pleci în altă parte și dacă nu pleci în altă parte, dacă te divorțezi sau nu divorțezi, însă acolo e un conflict în interior, pentru că, de exemplu, am înțeles că a venit Carina din prima relație, am înțeles că a venit David în a doua căsătorie, deci practic eu nu mai știu cum e, dacă e destin, dacă e liber arbitru, dacă... De ce se despart cuplurile atât de repede înainte să muncească de a rămâne împreună? Suntem și într-o fază, să spunem, planetară de accelerare a trăirilor. Am avut și niște transite, dacă se întoarce în astrologie, niște transite care au grăbit toate procesele astea ale vieții, toate procesele evolutive. Am avut 7 ani de Uranus în Berbec, acum slavă Domnului că Uranus este în Taur, dar toate procesele vieții au fost accelerate, să spunem, după anul 2000 încoace. Așa că noi am trăit mult mai mult și mult mai repede și foarte multe experiențe au trebuit să se termine foarte rapid. Observ că rata de divorțuri este mult mai mare decât acum 50-100 de ani, când poate nimeni nu se divorța deloc, bine, din alte principii. Dar întotdeauna oamenii simt când o relație este pe cale să se termine. Și hai să spun ceva. De ce? Unul dintre motivele pentru care înșală oamenii este atunci când într-adevăr relația se încheie sau căsnicia se destramă, da? Sunt persoane care, pentru că au fost înșelate odată, au dat divorț. Înseamnă că acolo lucrurile trebuiau să se sfârșească. Și o să spun ceva cu care unii nu sunt de acord. Partenerul care greșește este partenerul curajos. Pentru că el inconștient este acordat la energia relației și simte finalul. Și atunci când despărțirea trebuie să se producă, pentru că cei doi și-au încheiat misiunea personală, adică și-au încheiat parcursul, inclusiv după căsnicie de 2 ani, de 10 ani, de 30 de ani, uneori pur și simplu se termină, și atunci partenerul care simte că lucrurile trebuie să se încheie între ei pentru că viitorul are pregătit altceva pentru ambii,
el va face o greșeală care va declanșa o cascadă de efecte secundare. Deci asta este perspectiva mea. Partenerul care, de exemplu, înșală, conducând la rupe la relație, care, de exemplu, pleacă cu tot din relație, pleacă, rămâne cu celălalt, uneori se întâmplă, nu? Să-ți înlocuiești... Asta era una din întrebările care veneau natural. Este persoana acordată energetic mai bine la frecvența relației, care știe că lucrurile s-au terminat și atunci el, practic, sacrifică, într-un fel se sacrifică și pe el ca să sacrifice relația. Interesant. Și atunci cei care... au amantă sau amant. Rămân cu amanta sau amantul după? Oh. Care e rata de... Niciodată nu ești scutit de această iminență a roții karmice care se întoarce. Am avut atâtea cazuri în consultații în care femeia care și-a luat bărbatul de lângă nevastă a rămas singură pentru că altă femeie a luat bărbatul. Nu, întotdeauna se întoarce roata. Sau dacă nu se întoarce ție, că asta nu conștientizează oamenii. Viața este o curgere, da? Și atunci când noi nu reușim în formă să parcurgem anumiți pași, cine ne duce mai departe experiențele? Copiii, da? Prin urmare, îi se va întâmpla copilului. Da? Și atunci s-ar putea ca noi, de fapt, să preluăm experiențe neterminate ale părinților și la rândul nostru, dacă nu le integrăm corect, să le dăm mai departe copiilor. Și atunci, de exemplu, s-ar putea ca fiica, fiul tău să plătească pentru această experiență a șelatului din urmă. Deci, de foarte multe ori, explicația nu aparține prezentului, nu aparține planului relației, aparține trecutului, uneori un trecut despre care nu avem cunoștință. De ce? Pentru că noi trăim într-o formă, dar de fapt captăm, nu suntem niște receptori, niște bazine pentru toată energia care a curs înaintea noastră spre noi. Și trebuie să facem cumva o conexiune cu neamul din spate, adică cu generații din spate, astfel încât să... Cum putem să rupem? Uite, asta e o întrebare pe care eu o pun mereu. Cum putem să întrerupem niște paternuri sau niște traume care vin din generațiile trecute? Ok, îl facem la constelații. În primul rând, trăindu-le. Le trăim. Fără trăire, nu. Dar printr-o reinterpretare. Da? De exemplu, să aduci acceptare. Acolo unde mama n-a adus acceptare. De pildă, părinții care nu s-au înțeles niciodată și care au rămas împreună, de pildă, pentru copii. Da? Cunoști motivația aceasta, justificarea. Fac copii care au această experiență a divorțului înscrisă în planul de viață. Adică dacă mama n-a fost în stare să divorțeze și eu am făcut copii cu un bărbat care nu mă înțeleg și de asemenea stă toată viața lângă același bărbat într-o relație toxică, înseamnă că n-am învățat nimic. Deci copilul care a crescut din doi părinți care nu s-au înțeles niciodată și care au rămas împreună, are în planul vieții experiența divorțului. Deci el trebuie să nu repete experiența părinților. În momentul în care tu recunoști tiparul, ca să se întâmplă, da? În momentul în care devii conștient, îți dai seama că ești într-un tipar, îți dai seama că ai mai trăit sau că cineva din neamul tău a trăit ce trăiești tu acum. Și care este scopul? Scopul este să schimbi, să schimbi rezultatul, adică să reinterpretezi, să nu mai faci ceea ce a făcut, să ieși din tipar, să rupi tiparul. Deci dacă mama a stat toată viața cu un bărbat care nu s-a înțeles, asta înseamnă că tu trebuie să-ți dai seama că e bine să ieși din relație, chiar dacă ești la fel de atașată de ideea de familie ca și mama. Adică dacă mama a suportat o viață întreagă un bărbat infidel sau, mă rog, agresiv, asta nu înseamnă că trebuie să faci la fel. Ce înseamnă... Deci cineva vine să rupă acest tipar. Ce înseamnă suflete pereche? Sufletele pereche sunt sufletele pe care le atragem în funcție de vibrație pe care o avem, cum spuneam. Știi, psihologia explică altfel aceste concepte spirituale folosind termenul de proiecție. Noi, în momentul în care ne întâlnim cu cineva, suprapunem peste imaginea persoanei respective un bagaj psihic. Și asta se întâmplă și în relații. De foarte multe ori ne trezim că noi nu suntem într-un cuplu cu cine credeam noi că suntem. Și zice, venit la astrolog și mi s-a schimbat bărbatul. Eu nu-l recunosc. Uite, 6 luni a fost într-un fel sau 2 ani a fost într-un fel și dintr-o dată, mai ales dacă ceva a rupt această continuitate a relației, a venit copilul, a venit soacra să locuiască cu ei, nu-l mai recunosc. S-a schimbat bărbatul.
de fapt nu s-a schimbat bărbatul. S-ar putea ca tu să îl vezi în adevărata lui natură. De exemplu, o consultație în care doamna îmi spunea vreau să am venit să să-mi spui când divorțez pentru că nu mai suport de 7 ani. Eu trăiesc cu un bețiv, cu un alcoolic. Și îmi dă datele, îi fac harta și constat că omul era adictiv de felul lui. Adică eu am suspectat că el bea dintotdeauna sau, mă rog, de când a putut să o apuce pe calea asta. Și am întrebat-o, dar nu bea de când l-ai luat? O, bă, da, dar am crezut că o să se schimbe pentru mine. Da, apropo de iluzii. Deci ea și-a proiectat pe bărbatul respectiv tot acest program de salvatoare. L-am luat ca să-l salvez. Da, deci depinde ce e în capul, bineînțeles. Deci fiecare partener activează în noi o anumită trăsătură de personalitate. E, iar atunci când vine unul care îți umple foarte multe goluri sau care îți oferă suficient spațiu încât să proiectezi pe el foarte multe tipare din viața ta, atunci acel apare de-a dreptul suflet din acela geamăn. Da? Sufletele gemene se spune că sunt unice, că se transportă din altă viață, în esență nu este. Apropo, nici filozofia chineză nu ne spune tot, nici astrologii chinezi nu ne spun tot, adică lucrurile sunt mult mai ramificate, dar nu o să intrăm în discuția asta, decât șirul ăsta, șiragul de vieți, da, trăim viață după viață, nu este chiar așa. Deci nu înseamnă neapărat că l-ai întâlnit din viață în viață și ăla este singurul om pe care tu trebuie să-l întâlnești suflet, pentru tot. Om, suflet. Nu există așa. Deci liniștiți-vă, nu există așa ceva. Dar cei care, iată, ne oferă prilejul de a proiecta cât mai mult conținut psihic asupra lor, devin aceste suflete gemene. Nu mai putem să trăim fără ei. Suntem făcuți unii pentru altul, nu. S-ar putea ca persoana respectivă doar să-ți activeze, cum spuneam, cât mai multe butoane din tine. Atât. Dar se poate întâmpla când cineva crede că sufletul pereche poate să fie copilul sau poate să fie o altă persoană care nu trebuie neapărat din cuplu sau poate să fie părintele sau... Da, numai că vezi tu... Și care vine în aceeași familie sau... Deci nu e adevărat sau da, tu nu ești de aceeași părere? Nu există așa ceva. De ce? Pentru că, de pildă, fii atent, vorbim despre vieța anterioare. Devin foarte hotărât și autoritar când spun asta. Adică, păi dar știi că așa este, adică știu sigur ce spun. Bun. Nu mă convinge, deci... decât cu argumente. Degeaba dai cu pumnul masă că nu... Mă convingeam pe mine. Așa. Așa. Deci, facem de pildă regresii. Și avem impresia că întâlnim același om, același suflet. Da. Sau, de exemplu, într-o regresie știm, mamă, am fost o și soție în altă viață. Da, am făcut regresie și uite, avem într-adevăr și astrogramele suprapuse arată luna ei peste soarele lui, arată legătura aceasta maritală, compatibilitatea afectivă, numai ce să vezi că în viața asta ea este măritată cu altul, el însurat cu alta, fiecare 2-3 copii și nu permite contextul. Și eu le spun așa, dragă, asta este altă viață. Am înțeles că voi ați fost compatibili și harta arată o reîntâlnire sau, adică pot să accept perspectiva asta, dar noi întotdeauna trebuie să învățăm să ne raportăm la contextul prezent. Contextul și prezentul, asta este altă viață. O fi fost tu prinț și prințesă, acum hai, s-ar putea să ai de învățat latura practică a vieții și de învățat să faci mâncare. Da? Nu să fii servit. Bun. Da, bine, asta nu înseamnă că trebuie să fie neapărat împreună dacă sunt suflete pereche. Poate să fie doi prieteni extraordinar de buni, două prietene excelente sau mamă cu fică sau... Corect, dar eu contestam această perspectivă a compatibilității care trebuie să se producă și în planul fizic și să aibă continuitate. Nu se întâmplă... În practică nu se întâmplă așa. E, iar în planul prezent, deci în viața prezentă, în concret, nu toate învățăturile spirituale vorbesc despre prezent. Trăiește în prezent. Da? Momentul de acum este singurul pe care îl ai. Nu există nici trecut, nu există nici mâine, totul se întâmplă în prezent. Și la nivel spiritual nu există spațiu, nu există timp, totul se întâmplă în momentul acestei respirații. În prezent, în această viață, pe această planetă,
există ierarhie și există roluri. Nu suntem toți egali. De exemplu, în familie trebuie respectate rolurile. De exemplu, rolul mamă-fiu. Câte femei nu-și transformă fiul în proiecția soțului ideal? Cât stați? Da? Nu își proiectează femeia ideală în fiică. Bine, și copiii care și-au rolul de salvatori în relația părinților. Sigur, dar asta nu înseamnă că ei sunt suflete perechi. Înseamnă că ei nu înțeleg trăirea în aici și acum. Da, înseamnă că ei își proiectează niște roluri pe care de fapt nu le au. Da, asta e altceva, nu intră în discuția de suflet de pereche, astea sunt, intră rolurile în familie, sunt subiecte separate. Da. Am trăit tot felul de experiențe și tind să cred că înțeleg lucrurile pe care le spui, pentru că au logică în mintea mea și o cursivitate în ceea ce s-a întâmplat. Însă sunt foarte multe lucruri pe care vreau să le văd și de-aia intru altfel în discuție, pentru că sunt poate convingeri de ale mele, poate lucruri pe care le învăț sau mi le desfaci acum și eu le înțeleg diferit. Sau... Știi ce am învățat eu despre minte? Vorbim cu atâția oameni. Cum am spus, are o perversitate extraordinară și noi ca oameni, apropo de această dezvoltare a științelor cognitive, da, care capătă amploare, e un domeniu de studii în sine, e domeniul de licență cel al studiilor cognitive, care abordează creierul, mintea, în fine, așa, gândirea. Eu am înțeles despre minte așa. Mintea este un instrument sau este este un instrument de creație în partea sa luminoasă, dar în partea de umbră, pentru că automat și mintea trebuie să aibă lumină și întuneric, în partea de umbră este cea mai puternică armă de autodistrugere prin puterea autoiluzionării și a impresiilor. Pentru că, de fapt, noi, inclusiv când vorbim despre concepte, gen spirite, suflete pereche, suflete gemene, convingeri, noi vorbim foarte mult de la nivelul impresiilor, deci despre ceea ce credem, despre ceea ce mintea noastră ne lasă să credem că este adevărat. Deci noi avem această capacitate, astea sunt teorii demonstrate, da, avem această capacitate de a ne concentra pe informații care să ne dezvolte o poveste ușor de acceptat. Ai văzut că întotdeauna ne găsim scuze, de exemplu. Da? Inclusiv scuza supremă în relații este karma. Da, de exemplu, nu pot să plec dintr-o relație pentru că am karma cu el. Am fost eu la niște specialiști și mi-au spus că am karma și n-am voie să plec. Da? Și asta Dar este o scuză. Dar de ce nu pleacă persoanele dintr-o relație toxică, de exemplu? Păi, de exemplu, din acest atașament față de suferință, din această nevoie de putere pe care persoana respectivă o are în cuplu. Știi că sunt oameni care se motivează doar prin adrenalină? Și adrenalina poate fi declanșată și de o experiență pozitivă, dar și printr-o experiență... Mai ales de o experiență negativă, de exemplu, de o expunere continuă la niște stimuli conflictuali. Adică eu cu cine mă mai cert? La fel ca jocurile de noroc. Sigur. Deci este adictivă, suferința este adictivă. Este cea mai mare adicție a omului, suferința. Cealaltă este auto-amăgirea. Da? Mintea noastră permanent produce scenarii în care nouă ne place să credem. Și atunci granița asta între adevăr și realitate este explorată inclusiv în cercetarea științifică. Ce înțeleg eu acum din ce spui tu este că dacă îți dorești ceva și nu se întâmplă, însă și faptul că tu te amăgești cu ideea că nu s-a întâmplat și tot încerci, ți se declanșează acea adrenalină care prin suferință tu te hrănești și nu faci pasul în a obține chiar lucrul ăla pe care ți-l dorești. Știi că eu trăiesc fără dorințe? Eu am atât de puține dorințe. Bineînțeles că îmi doresc lucruri ca orice om. De exemplu, eu fiind atât de senzorial, când ne-am văzut, ți-am spus, mi-am dorit o cafea și am și primit-o. Dar dincolo de lucrurile astea elementare care depind de puterea noastră de a le materializa, există această dualitate între planul dorințelor și planul nevoilor. Și astrologic suntem pe
un culoar unde asta trebuie să conștientizăm. Nevoile sunt superioare dorințelor. Adică indiferent de ce credem noi că ne dorim, ai văzut că n-ai zis că ce ne dorim, da. De ce credem noi că ne dorim, noi, da. Așa, noi primim de la viață ceea ce avem nevoie. Bun, am revenit la subiectul care am zis că o să revenim mai târziu. Cum să ne dorim ceea ce ne dorim? Păi numai ce spuneam, că eu, de exemplu, nu încurajez dorințele. Eu am ajuns, după niște ani de zile de căutări, să zicem, spirituale, și de lecturi, și de participări la cursuri, și de inițieri în Reiki, și de o mie de sisteme de... Adică eu practic și radiestezia, numerologia. Am ajuns la concluzia că, în esență, ne raportăm foarte mult la ego, adică la mintea noastră care ne păcălește și care creează această, ne creează această iluzie, nu maia, cum spun orientalii, maia, iluzia lumii în care trăim. E, noi atunci când avem niște dorințe și începem să ne facem un proiect, știi care sunt recomandările specialiștilor, nu vizualizează. Da? Metoda Secretul, știi cartea și filmul Secretul. Vizualizează, scrie pe o hârtie, repetă-ți până te convingi. Deci am ajuns la concluzia că inclusiv acest program de a-ți îndeplini dorințele, meditații la lună nouă, la lună plină, toate sunt din ego. Toate sunt ale minții. În esență, noi nu avem nevoie de nimic. Noi avem nevoie doar să curgem cu viața. Deci, a emite niște dorințe și a-ți face un plan ca să le îndeplinești, de exemplu, dorința de a avea un partener. Da, îmi doresc un partener, îmi doresc o relație, familie. Orice fel de dorință este a ego-ului, deci este a minții. Iar noi, la nivel de sine, nu? Pentru că sufletul este compus din minte și de emoții, dar mai presus de suflet este sinele, este spiritul. Este legătura noastră cu sursa, este acea scânteie universală, este legătura noastră, este divinul din noi, planul nostru divin. Da? Ego-ul, adică mintea, ne separă de sinele nostru. E, la nivel de sine, deci dincolo de minte, noi de fapt nu avem nevoie de nimic. Noi doar experimentăm anumite situații și mă întreba cineva într-o zi, ce faci? Și mi-a venit să răspund, uite, stau așa și mă uit la lume. Adică mă uit la lumea asta. Deci mi se pare că rolul de observator al vieții în general și al parcursului tău existențial este net superior oricărei încercări a noastre de a ne îndeplini vreo dorință. Dorințele sunt irelevante. Deci te-ai poziționat pe un nivel superior. Și nu este un nivel arogant în care să... Păi aroganța presupune superioritate, presupune ierarhie. Eu nu concurez cu nimeni. Nu cu cine concurez ca să fiu arogant. Și, practic, nu încurajezi dorințele. Am ajuns, deci astea sunt ultimele mele revelații. Poate cine știe, peste 10 ani o să trag alte concluzii. Dar în momentul ăsta mi se pare că toate... Și atunci evoluția de unde toate aceste programe de îndeplinire a dorințelor sunt de marketing. Da? Facem vizualizări, urmărim filme de dezvoltare personală ca să ne îndeplinim dorințele. Dar, de fapt, nu este vorba despre dorințe. Deci asta este concluzia la care am ajuns eu. Că nu dorințele ne ghidează viața. Viața asta este, cum spuneam, doar o participare la această curgere care nu depinde de noi. Nu vrem să vorbim despre liberul arbitru, dacă nu există. Nici el nu există, nici liberul arbitru nu există. Nu. Deci, dar mintea noastră ne face să credem că există. Dar de ce spui că nu există liberul arbitru? Deci liberul arbitru există în măsura în care noi de fapt alegem și noi alegem, de exemplu, un anume curs al lucrurilor. Dar noi, de fapt, întotdeauna suntem acordați deja dinainte. Deci nouă ni se pare că ceea ce facem vine din mintea noastră și din alegerile noastre. Nu. Noi, de fapt, curgem într-o direcție care este prestabilită. Exact cum râul nu poate să curgă decât de la izvor către vărsare. Da? Vine o creangă, se rupe o creangă din copac și curge, cade în râu. Da? Asta este mintea noastră. Dar creanga aceea care se rupe din copac și cade în râu și zice, eu vreau să curg încolo, eu vreau să curg la vale. Păi dar râu oricum o ducea la vale. Da? Dar creanga crede că ea curge în direcția pe care a ales-o. Nu, ea curge în direcția în care oricum curgea râul. Adică întregul din care face parte. Pentru că noi de foarte multe ori vedem
părți din realitatea noastră, dar omitem întregul. E, și când îți dorești ceva, tu de fapt ești deconectat de la întregul care ești, deci de la sinele tău. S-ar putea ca ceea ce îți dorești să nu-ți fie bine. S-a întâmplat de foarte multe ori și nu numai în cazul meu, dar și în cazul multora. Dar dorințele sunt, într-adevăr, tot instrumente de evoluție. Sunt evolutive. Asta am întrebat. Și numai, numai cum vine evoluția? Nu ai dorință și doar go with the flow, te duci cu curentul cum ar veni, da? Nu mai ai dorința aia de a... Și atunci nu, de unde intervine dorința asta de a deveni mai bun? De a te autodepăși? De a-ți dori să creezi poate mai mult sau să lași ceva în urmă sau să lași ceva în viața asta, să pleci, să nu pleci așa ca un pământ. Știi? Adică nu ar trebui să vină din dorințe, nu dorințele sunt cele care ne dau flacără și uneori sens? Hai să spun și o altă perspectivă. Tot așa, îți împărtășesc din... Din revelațiile mele. Eu mă gândeam într-o stare tot așa de contemplare și de observație, mă gândeam că cum, de fapt, la fel, mintea noastră ne lasă să credem că ne creăm viitorul. Știi, asta este unul dintre clișeele care trăim și pe care sunt valorificate oriunde, în lumea filmului, a publicității, da, creează-ți viitorul, lumea asta a speakerilor motivaționali, totul depinde de tine, creează-ți viitorul, alege... E doar destinul important. Sau cum? Noi suntem pe o stradă în care, indiferent cum o iei stânga-dreapta, ce-ți dorești tu, noi suntem doar un destin? Da, în esență, noi suntem o esență dintr-o formă care se adaptează la un anume parcurs, la o rețea. Nu pot să-ți descriu în cuvinte ceea ce vizualizez. Dar ce voiam să spun este că am impresia că noi, de fapt, suntem atrași în acest, să spunem, în această curgere a vieții de către viitor. Deci, de fapt, eu... cred că viitorul este cel care ne cheamă. Și noi avem impresia că ne creăm viitorul. Dar, de fapt, viitorul este o energie care atrage anumite manifestări în prezentul nostru, care nu pot fi decât unice. Cum eu definesc viața pe această planetă? Ca reducerea infinitului la 1. Asta e definiția mea numerologică. Dom'le, știm că totul este posibil. Teoretic totul este posibil. Asta este infinitul, aspirația omului spre infinit. Dar pe această planetă nu se poate întâmpla decât un singur lucru, nu se poate face decât o singură alegere într-un singur moment. Da? Și dacă ne uităm în viața noastră și la momentul în care suntem acum, ne dăm seama că în fiecare etapă, în fiecare pas al vieții noastre, deci în fiecare alegere pe care am făcut-o, nu se putea întâmpla altfel. Ceea ce anulează toate regretele, remușcările și toate neiertările oamenilor. Dom'le, dar de ce stai agățat de trecut? În momentul în care înțelegi că nu se putea întâmpla niciodată altfel decât fix cum s-a întâmplat, s-a elucidat misterul. Deci, infinitul întotdeauna se resoarbe într-o singură formă. Bun, și atunci intervine momentul în care tu simți că ai greșit în... într-o decizie, da. Și practic schimb macazul data următoare când te lovești de o o experiență similară și atunci tu știi că ai greșit în trecut și faci diferit. Asta vrei să spui că... Da, dar dacă nu greșeai atunci, aceea nu este greșeală, cum spunem, nu există greșeală, există experiență. Dacă nu aveai acea experiență, acum nu puteai să faci acel click, acel salt, să înțelegi. Deși nu simțeai să înțelegi că nu e ceea ce trebuie. Da, simțeai și atunci, dar atunci n-ai putut. Da? De exemplu, câți părinți nu regretă faptul că nu și-au tratat copiii la un nivel la care, de exemplu, sunt capabili să-și trateze nepoții. De ce? Pentru că intervine înțelepciunea, da, sigur. De ce? Pentru că în momentul acela de viață, de exemplu, gândește la copiii care au această traumă a abandonului, dom'le, m-a lăsat mama la bunica și mi-a creat traumă și faci 20 de ani de terapie și psihanaliză că te-a abandonat, pardon, mă-ta. Da? Și vine mama în terapie sau în consultație și îi spui, băi, femeie, potolește-te cu vinovăția. O fică, care îi reproșează mamei toată viața că a abandonat-o și a lăsat-o la bunici și n-a avut grijă de ea, este o manipulatoare care deține puterea asupra ta ca mamă. Sau la bună. Da, nu sau contează unde, dar ideea era că cel care rămâne atașat de această traumă a abandonului
înseamnă că folosește experiența aceea ca pe o sursă de manipulare și de șantaj emoțional. Da? Față de părinte. Se poziționează în rolul de putere față de părinte. M-ai abandonat, am drepturi asupra ta. Deci toți copiii care le reproșează părinților, da? Care le reproșează părinților faptele din creșterea lor, sunt copii care se poziționează într-un rol de putere față de proprii părinți. Dar părinții care spun am sacrificat atâtea și tu... Păi la fel ei folosesc puterea, nu iubirea. Da. Deci, la fel sunt părinți care își folosesc puterea, nu iubirea. În relația cu copiii. Cu să nu crezi că părinții își iubesc copiii în mod ăsta. Nu există așa ceva. Cum? Sunt părinți să nu crezi că toți părinții își iubesc copiii. Nu, sunt foarte mulți părinți care nu știu să iubească. Sunt foarte mulți oameni care nu știu să iubească. De aia se și intră în relații toxice. Pentru că, de exemplu, copiii crescuți de structuri de putere, da? De asemenea, părinți care au avut acea mentalitate pe care o știm. Eu te-am făcut, eu te omor, te-am făcut ca să-mi dai o cană de apă la bătrânețe și ce crezi, nu mi-e sete pe patul de moarte. Da? Toți acești părinți, ei nu își iubesc copiii. Ei își folosesc copiii pentru propriul ego. Ei dețin puterea asupra copiilor, nu își iubesc copiii. Câte ți-am făcut și câte ți-am dat și câte ți-am lăsat. Păi da, de noi nu avem nevoie de asta. Aveam nevoie de încurajările tale, de dragostea ta, de aprobarea ta, de... Aveam nevoie să nu mă judeci în deciziile pe care le-am luat. Aveam nevoie să mă primești înapoi când am greșit, dar n-ai făcut-o. E, înseamnă că acolo s-a folosit puterea, nu iubirea. Deci acestea sunt cele două energii pe care noi le folosim. Puterea și iubirea. Când se mai folosește puterea în relația asta dintre copii și părinți? Păi când apare intenția de schimbare sau dorință, nu? Dorința, de exemplu, este un aspect al puterii, nu este un aspect al iubirii. Da? Când copilul, de exemplu, o ia pe o cale spirituală și se duce la terapeut și află despre constelații de familie și se duce acasă și încearcă să o convingă cu forța pe mamă. Da? Mamă, trebuie să vii cu mine, dar eu nu vreau. Deci, iată cum apropo de faptul că cu lumină se poate face rău. Da? Tu cu cele mai bune intenții, dar greșit direcționate, poți să faci mai mult rău decât bine. Deci când vrei să schimbi pe celălalt, asta nu înseamnă că tu ești evoluat, nu? Dacă ai, cum e, și Sfinții Părinți spun, tu mi-e dacă postești, dar nu judeca pe care nu postește. Sau dacă sau tu ești slab, mare da, că ești da, dacă tu că... ești slab și poți să te abții de la mâncare, nu-l judeca pe la care este gras sau chiar obez. Pentru că nu poți să știi ce relație este între el și kilogramele sale, ce se ascunde acolo în relația lui cu propriul corp. Absolut, fiecare om deci e minunat așa cum este. Nu înseamnă că ești mai bun. Deci mai bun ești dacă ești mai smerit. Doar smerenia este cea care îți dă barometru între iubire și putere. Tu iubești părintele dacă ai suficientă putere să manifesti smerenia. Adică să accepți că tu care ești evoluat și înțelegi traume și etc., nu te duci acasă și reproșezi mamei, ce mi-ai făcut? Ai făcut avortul ăla și nu mi-ai spus. Înseamnă că ți-ai folosit puterea, nu iubirea de om evoluat. Da, recunosc această afirmație, pentru că tata de când eram mic, asta îmi spuneam, fii smerit. Asta auzeam de când eram mic, fii smerit, nu mai fi sau orgolios sau să fii umil. Nu exista cuvântul ăsta. Da, deci umilința nu are nicio legătură cu smerenia, da. Știi? Are legătură cu acea distinție pe care o înțeleg oamenii care au o putere pe care pot să o folosească abuziv și totuși nu o fac. Știi, așa este și în relații. De fapt, ce este dragostea adevărată? Dragostea adevărată este o împărtășire a unei relații de putere prin care tu îți încredințezi tot sufletul partenerului în speranța că el nu va abuza de tine. Și iubirea necondiționată. Și cu toate astea se întâmplă, știi? Iubirea necondiționată cum e? Păi, cam asta e definiția iubirii necondiționate? Da. În primul rând, iubirea necondiționată începe de la ceea ce dăruiești tu. Și atunci te dăruiești pe tine și te pui la dispoziție. Uite, ăsta sunt. Ești generos, îți prezinți toate calitățile. Te arăți așa cum ești tu. Ești tu însuți, te manifesti. Și îi dai celuilalt puterea de a-ți face rău. Asta faci, nu? Când te dezvălui și îți dai jos toate protecțiile și mecanismele de apărare, tu ești vulnerabil. Deci, iubirea necondiționată apare doar în spațiul acesta al vulnerabilității pe care îl creezi.
Tu ești vulnerabil și atunci vezi dacă într-adevăr acolo este iubire sau putere. Crezi că multe cupluri se despart din cauza că nu acceptă ajutorul unui specialist, se despart din prima sau poate că nu se acceptă în România așa atât de ușor să mergi la o terapie de cuplu, de exemplu. E din ce în ce mai la modă practica. Eu sper că e din ce în ce mai la modă, pentru că eu am susținut din totdeauna că e nevoie de specialist în anumite domenii și în anumite momente. Și atunci, de ce să nu folosim această tehnică dacă tot există și lăsăm orgolii la o parte, vedem, ok, cine are nevoie, cine unde a greșit, cum putem să dăm orgolul la o parte. Cum stăm în 2023 cu terapia asta de cuplu? Deschiderea aceasta spre evoluție este singura care ne trece pe alt nivel și ne ajută să depășim suferințele, traumele etc. Adică singura condiție pe care omul încarnat, să spunem, da, entitatea încarnată în corp fizic, trebuie să o îndeplinească pe planeta asta, este învățarea continuă. Deci un om care nu învață este un om care deja a murit înainte să moară. Oamenii care devin conștienți de ei sunt cei care într-adevăr reușesc să se salveze în primul rând pe ei și apoi să salveze o relație. Dar scopul nu e niciodată relația. Deci relația, cum spuneam, este oglindă. Scopul întotdeauna ești tu. Întotdeauna este vorba despre tine. Deci dacă te duci la terapie de cuplu, nu te duci la... Știi că sunt mulți care se duc la terapie de cuplu să salveze relația sau că se arate ea lui partenerului că uite, vezi, am avut dreptate, uite ce ți-a spus. Nu mai crezi după mine. Că nu-l crede pe I-a mai dat și psihoterapeutului bani, am mai plătit ședința ca să spună la pe bani ce ți-am spus eu gratis și tu nu mă crezi. Vezi, am avut dreptate. Cunosc cazuri. Am mai auzit și eu asta. Așa. Deci depinde cu ce intenție te duci. Dar, în esență, de ce avem nevoie de suport? Tocmai pentru această oglindire. Pentru că întotdeauna în fața unui specialist, în fața unui consilier, în fața unui terapeut, în fața unui preot, tu ești capabil să te externalizezi și să te privești pe tine într-un mod obiectiv. Da? Tu pe mine poate mă vezi obiectiv. Poate eu nu sunt atât de obiectiv cu mine pe cât mi-ar plăcea. Cum spunea, mintea mea s-ar putea să mă facă să cred că eu sunt foarte obiectiv. De fapt să văd problema din interior și să nu pot să mă detașez. Și atunci întotdeauna o părere din exterior îți poate declanșa niște procese de conștiință. Și atunci de ce este important? Pentru că în momentul în care, de exemplu, tu ai un tipar relațional pe care nu ți-l rezolvi, dacă tu începi să-l lucrezi, de exemplu, te duci în terapie de cuplu, scurtezi din timpul suferinței, adică nu te mai chinui nu știu câți ani de acum înainte, dar mai există încă ceva. Și există perspectiva salvării prin ieșirea din relație. De foarte multe ori ai impresia că dacă ești într-o relație, te salvezi. Ceea ce este aiurea. De ce? Pentru că, de fapt, cum spuneam, întotdeauna este vorba despre tine și despre ceea ce înțelegi tu din relația respectivă. Ce ai învățat. Da. Și atunci, dacă, de exemplu, tu ești într-o relație unde, de pildă, ai de învățat, nu știu, sinceritatea și n-ai fost sincer sau sinceră cu partenerul, n-ai reușit să fii sincer, sunt oameni care nu reușesc să-și comunice emoțiile profunde. Sau, de exemplu, uite, asertivitate, e o lecție foarte importantă. Sunt cupluri unde unul dintre ei nu reușește să-i spună clar ceea ce vrea, ceea ce nu vrea. Și atunci se acumulează frustrările. Sunt zodii, de exemplu, care fac asta. Se creează așteptări. Da, dar pe lângă așteptări există nevoia de centrare pe partener. Deci sunt foarte mulți oameni care se centrează în partener și nu în ei. Și atunci, de ce nu i-ai spus ce simți? De exemplu, vine partenerul și zice, în weekend mergem la mama, mergem la părinții mei. Și zice, cum vrei tu, iubitul meu? De-aia nu-și dorea să meargă. Dar face asta ca să nu-l supere sau poate din frica de a nu-l pierde. Dacă tu atingi un apogeu de conflict în care ajungi să te separi și tu n-ai învățat lecția aceasta asertivității, adică de a-i spune omului care trăiești ceea ce simți și ceea ce crești, de a te uita în ochii lui și de a-ți împărtăși sufletul și de a fi fermă, băi, nu merg că nu vreau, du-te singur. Atunci vei intra într-o următoare relație în care nu se va schimba modelul, vei face același lucru. Și atunci, practic,
nu e vorba niciodată despre partener. Este vorba despre nivelul la care ajungi tu în înțelegerea a ceea ce te provoacă pe tine să evoluezi. Pentru că în momentul în care tu mergi la terapeut și îți rezolvi problema asta asertivității și cuplul începe să comunice și partenera temătoare să-și piardă soțul, de exemplu, începe să verbalizeze ceea ce simte, ceea ce își dorește și mai ales ceea ce nu își dorește sau nu vrea, da? Adică își verbalizează preferințele, atunci ea va rămâne în acest cuplu cu lecția învățată și nu trebuie să schimbe partenerul. Adică nu trebuie să o mai iei de la capăt cu tot procesul. Măcar pe ăsta îl cunoști, știi cu cine trăiești în casă, știi? Am ajuns la un punct unde aș vrea să vorbim despre compatibilitatea dintre zodii. Ajungem în relații. Înainte de a intra în relație sau suntem într-o relație deja, acum nu mai putem, dacă ești într-o relație deja, deja poate apuci acum să vezi cu cine erai tu compatibil. Și cum am zis, deja dacă ești într-o relație, nu se putea să vină altă relație. Că am spus că dacă ceva s-a întâmplat, înseamnă că nu se putea întâmpla altfel. Dar care zodii sunt cele mai compatibile? La nivel ideal... Să continui ce vreau să întreb. La nivel, unii se bazează pe zodii, alții se bazează pe feeling. Nivel ideal nu există așa ceva, pentru că noi suntem un amalgam de energie și de forțe care modelează aceste energii. Adică în astrogramă avem 10 planete principale, avem toate cele 12 zodii împărțite în 12 case, deci toată lumea are aceleași ingrediente, dar în altă prăjitură, până la urmă. Și atunci, compatibilitățile acestea generale, care țin de asocierile astea, care se fac în mod tradițional, între, de exemplu, zodiile de foc și zodiile de aer, sau zodiile de pământ și zodiile de apă, pot să omită niște detalii care fac diferența. Deci, întotdeauna, în astrogramă, poate să existe, de exemplu, un aspect între două persoane, favorabil sau nefavorabil, da, care strică ceea ce numim compatibilitate generală. Deci compatibilitatea generală nu ține neapărat de zodii. Dar vreau să zic că ține, de exemplu, de misiuni personale și de generații. O să vedem cupluri care au o anumită diferență de vârstă, de exemplu 9 ani de zile. Și care au nodurile lunare întoarse. Nodurile lunare înseamnă axa destinului în astrologie. Deci compatibilitatea nu ține neapărat de zodia în care te-ai născut, pentru că zodia arată soarele. Când vorbim despre zodie, vorbim despre unde are omul sau soarele în harta natală. Atât. Dar în rest ne interesează luna, etc. și destinul, nodul nord. Păi și aici nu intervin sufletele pereche? Dacă vii într-o relație în care sunt... Da, și aceste întâlniri au loc, cum spuneam, în funcție de etapa de evoluție în care ești. Că într-un fel atragi, de exemplu, pe cineva la 20 de ani sau pe anumite coordonate ale personalității atragi la 20 de ani, altfel atragi, de exemplu, după un divorț la 40 de ani. Ai alte nevoi. Deci, punctele de contact, cum ar veni magneții între cei doi, sunt diferiți. Nu gândește-te, la 20 de ani, la 25 de ani, există o nevoie foarte mare de pildă. Arhetipul războinic, bărbații războinici, bărbații vânători, nu? Bărbații care își doresc palmares. Nu, la 25 de ani vor femei pentru palmares. Sau sunt bărbați care își aleg în... Și eu am fost printre ăștia. Și aleg la prima tinerețe o parteneră cu care să se lupte, da? Te simți la un moment dat că ești Sfântul Gheorghe cu balaurul și atunci tu ai această satisfacție a îmblânzirii. Da? Tu ești în călare pe situații și tot timpul trebuie să îmblânzești și trebuie să ții lucrurile sub control și trebuie să manevrezi relația și practic ai sentimentul că trăiești cu o femeie foarte puternică și asta îți crește ție ego-ul de mascul. Ia uite cu ce fel de femeie trăiesc eu în casă și ce reușesc eu să fac și cum ascultă ea pe mine și cum nimeni n-ar fi fost în stare să trăiască cu ea să facă ce fac eu. Ego-ul de 20-30 de ani. Da? După 35-40 de ani, acești bărbați care în tinerețe joacă rolul de Sfântul Gheorghe în luptă cu balaurul, se mai liniștește și ajung la cu tot o altă înțelepciune. Și eu mereu le spun femeilor în consultații. Știi, după 40 de ani, mai ales femeilor care sunt extrem de masculine și nu reușesc să treacă de tiparul ăsta de luptă și care cred că în continuare ele trebuie să fie în conflict cu bărbatul. De asta le și spun, știi, am înțeles că poți și singură, dar măcar, știi, prefă-te, adică chiar dacă poți singură să scargi geanta, prefă-te că nu poți.
Să fie femeia femeie și bărbatul bărbat. Exact, energetic, deci, vorbim. După 35-40, hai să spun un 42 de ani, între 35-42 de ani, e foarte puternică influența unei planete în astrologie, Saturn. Și atunci apare un prag de înțelepciune, mai ales la bărbați, Saturn fiind o planetă un arhetip masculin, autorității masculine. Și atunci bărbații își doresc femei care să nu se mai lupte. Și preferă femei care să le fie mai ușor. De aceea, înțelepciunea de la 40 de ani a bărbatului nu se compară cu aia de la 20 sau de la... Absolut, dar vorbeai despre... Da, vorbeai despre compatibilități. Despre compatibilitate. Da. Deci ele depind în funcție de etapa de viață. S-ar putea să fii compatibil la început cu o zodie, după care să devii total incompatibil cu zodia respectivă, să te orientezi spre alte zodii. Asta și pentru că astrograma noastră are o dinamică. Tranzitele merg peste anumite planete, ne activează anumite puncte din hartă. În funcție de lecțiile pe care trebuie să le învățăm în viața sigur, asta. Sigur, și în funcție pur și simplu de trecerea timpului. Da? Pentru că noi în astrograma avem niște poziții fixe ale planetelor la naștere, dar pe cer există o dinamică astrală. Și atunci, prin trecerea lor pe cer, sau prin parcursul lor pe cer, planetele astea care sunt într-o continuă mișcare se suprapun cu harta natală, că aceasta este tehnica, deci suprapui ce e pe cer acum cu ce era în momentul nașterii. Și atunci o să observi alte lecții activate și alte criterii de compatibilitate. Momentul nașterii. Da. Asta e o întrebare care mi-am pus-o de foarte multe ori. Care este momentul nașterii? Primul suflu. Primul orăcăit de bebeluș. Ăla este acela momentul este. În care da. Te naști, pentru că de foarte multe ori am tendința să cred că bebelușul primește informații când stă în burtică. Atunci, sigur, de ce mai da. Vorbești cu el? Subconștientul lui începe să se da. Formeze. Dar de ce se calculă? Nașterea este... Prima respirație este acordarea cu planul terestru. Da? De la respirația intrauterină, nu? Care este până la urmă lichidă, da. Se trece la respirația aeriană. Deci nu? Chiar aici dacă ai se vine, aer. Chiar dacă se vine pe naștere naturală sau prin cezariană sau mai devreme, mai târziu uneori de totul termen. Corespunde unui plan divin. Deci prima respirație, atunci... Da, am avut un caz de copil căruia părinții mi-au dat data nașterii și după aia mi-au spus, știi că de fapt a fost resuscitat și el n-a trăit o oră. A fost readus, practic, el s-a născut aproape mort și a respirat după o oră. Atunci când a respirat prima dată, deci nu ieșirea din... ieșirea în lumea aceasta este momentul nașterii, ci momentul în care se face acordajul energetic cu planeta, prima respirație. Nu, viața începe cu prima respirație și se încheie cu ultima respirație. Deci momentul primei respirații. Da, că sunt bebeluși care nu respiră la început, mai sunt cazuri, da, Doamne ferește, moarte clinică. Da, ai văzut că sunt loviți, sunt întorși cu picioarele în sus până când respiră. Atunci când respiră este momentul nașterii. Da, mi-aduc aminte. Fapt, nașterea pe această planetă. Când s-a născut fetița mea, primul meu copil, când s-a născut, eram în afara camerei unde se năștea și, într-adevăr, am auzit de afară, de pe hol, că eram cu urechea lipită de ușă și am auzit când au zis gata, adică am simțit momentul în care a ieșit. Da, dar n-auzeai... Și n-auzeam un urlet, o ceva. Da, o, da. Și ăla au fost 2-3 secunde care mi s-au părut o oră, în care așteptarea aia de a... Să aud eu că... Și la fel mi s-a întâmplat și de la... De a coborâ pe planetă, știi? Că atunci spiritul coboară definitiv în trup pe planetă, în planul fizic. Nu este de când e în burtică? Nu. Păi altfel am putea să facem harta natală de la de momentul... Mai ales că știu, eu de exemplu știu la toți copiii momentul... Știi la fiecare copil în parte momentul conceperii? Sigur. Da. Și mai ales că au fost... Nașterile au fost cu... Când? Acum. Adică... Da, dar există, de exemplu, în astrologie, harta prenatală, deci există... Există harta prenatală, harta prenatală este, da, te uiți în această astrogramă când a fost prima lună, să știi că prima lunație mea, înainte de... Da. Fetița mea e foarte inteligentă, să știi, și la un moment dat, că ea s-a născut pe 13 noiembrie, a făcut calcul și a început să dea 9 luni în urmă și i-a dat Valentine's Day și făcea de Valentine's Day, știi, adică în capul ei asta mi-a zis. Păi da, pentru că nu s-a mai simțit atât de special, pentru că toată lumea face asta de Valentine's Day, adică ce ați făcut? Ați fost, are niște părinți comuni care fac toată lumea. E foarte special. Da, deci există o hartă prenatală. Da. Eu, din punctul meu, dar harta aceea prenatală vorbește despre altceva, despre un context într-adevăr
și intrauterin, dar pe noi ne interesează să facem astrologie, cum spuneam, în acest prezent, aici și acum, al acestei planete. În 3D, nu în 5D, în 7D, nu știu cum o fi acolo, că nu trăim acolo, deși mulți zic că sunt deja în 5D. Dar noi, până una alta, trebuie să ne acordăm la principiile legilor universale aplicate în planul fizic, aici unde avem corp. Să știi că pentru mine asta, eu accept ce îmi spui tu acum, adică nu că îți dau dreptate sau așa, dar accept ce spui tu. Măcar să... mulțumesc că ești politicos cu mine. Da, pentru că na, eu așa sunt cu toată lumea și nu neapărat pentru podcast, adică nu sunt aici, mai ales aici, nu sunt aici să contrazic pe nimeni, dar accept informațiile pe care le primesc și le analizez, însă să știi că pentru mine, în momentul în care s-au născut copiii mei, au fost când am simțit bătaia inimii la ecografie. La prima ecografie la care eu am putut să aud prima bătaie a inimii copiilor mei, din punctul meu de vedere, atunci s-au născut... Atunci s-au născut în tine. În mine, da. Da, dar este treaba ta. Atunci da. Exact, da, știu, știu. Nu e treaba copiilor. Pe noi ne interesează astrograma copiilor, nu astrograma ta. Știu, dar spunem așa ca idee, când, am simțit că, când am simțit că am copii, știi? Și din momentul ăla eu am început să vorbesc cu copiii mei din, de când erau din burtică și atunci, deși la primul copil mi-a fost mai greu ca părinte. Uite, asta e o altă chestie pe care aș vrea să o discutăm. Evident că este conexiunea. De ce? Cum să ajutăm doamnele să nu se înțeleagă, dar să accepte că bărbații simt că sunt tați mult mai târziu decât simt ele și e și logic prima oară. Na, e în burta lor. Dar mi s-a reproșat chestia asta la un moment dat. Că eu n-am simțit că sunt tată mai repede decât se aștepta. Mai ales la primul copil, pentru că nu aveam sentimentul că sunt tată. M-a apărut ceva în fața mea. E normal să te conectezi, să te conectezi mai greu la ceva ce este exterior ție. Absolut. Pentru că la mama există contactul fizic. Era că tableta și zic ok, și acum asta e al nostru, noi ce facem? Da. Bun, e a mea, dar mi-a luat o lună, o lună și ceva, țin minte, să simt cu totul că este copilul meu, deși mi se reproșea că nu... Asta ține de specificul de personalitate al fiecărui tată, probabil. Dacă, de exemplu, în cazul meu nu insistam, primul meu copil nu se năștea. Și scopul acelei căsnicii a fost, până la urmă, apariția primului copil. Și eu încercam să convinc. Și era practic, aveam sentimentul că eu doar nu l-am născut. Exact. Că în rest este doar al meu. Ceea ce e o aberație, bineînțeles, adică este o potrivire pe care mintea încearcă să o facă, desigur. Contează... Regătura primară a copilului este cu mama. Absolut, normal. Cum ne influențează ascendentul? De la ce vârstă? Sunt nu, tot până, felul de... Până la ce vârstă? Până la ce vârstă? Până la ce vârstă? Până pentru că unii vârstă, spun că după o anumită vârstă devine ascendentul. Eu nu știu cum a intrat această poveste în folclor. Că după 30 de ani... Te influențează... Nu, ăla a fost Jung care a zis că viața începe la 40 de ani, dar eu am ajustat puțin, eu zic că viața începe la 50, mai am puțin și aștept să încep. Deci, după 30 de ani, se spune așa în mod tradițional că ascendentul are influență mai puternică, ceea ce nu e adevărat. La 30 de ani devenim și noi mai echilibrați, pentru că trecem prin ciclul lui Saturn. Adică cu toții avem între 28 și 30 de ani, ceea ce se cheamă prima vârstă de maturizare. Dar să stăm liniștiți, că dacă nu reușim să ne maturizăm la prima, avem și a doua vârstă pe la 58-59. Unii mai apucă și a treia vârstă de maturizare pe la 82-84. Așa, dar... Ok, deci prima începe la 30 și... La 20, între 28 și 30 de ani, în mod standard, oricine are anumite experiențe care îl călesc. Apoi următorul este 58? Dublu. 29 ori 2. Ok. Deci 57, 58, 59 și apoi alți... 29 de ani. Bun. Dar durează 2 ani și jumătate acest ciclu. Pe unde trece Saturn prin zodii? Da? Deci fiecare, de exemplu, în 2023, 2024, 2025, toți cei care au pe harta natală Saturn în pești, deci toți cei care au vârstele acestea, de 28, 30, ori 2, ori 3, sunt la ceea ce se cheamă criză de maturizare. Da?
prima, a doua sau păi și atunci nu mai e criza bărbatului la 40 de ani, acolo ce... A, este altceva. E altceva. Da, a, este criza vârstei mijlocii, dar pe care nu au doar bărbații, o au și femeile. Nu înțeleg de ce există această discriminare și femeile o au la fel de bine ca și bărbații, dar unii, de exemplu, din zodii mentale sau zodii care sunt foarte puternic conectate la viitor, de exemplu vărsătorul, da? Deci unii îl au... au această criză, o au mult mai devreme, adică eu trăiesc la 37, 38, 39, n-așteaptă 40, sunt berbeci, de exemplu, sunt zodii mult mai grăbite, n-așteaptă 42 de ani, ei trăiesc mult mai repede. Alte zodii care sunt mai lente, care tergiversează, care amână, dacă vrei îți dau și exemple, Tauri, Balanțele, Capricornii, trăiesc după 42 de ani criza asta. Adică sunt unii care se cred imuni la această criză a vârstei mijlocii. Pe mine, uite, am făcut 42 de ani, am 44, am 45 și nu m-a lovit. Capricornii, și apucă pe la 47. Adică s-ar putea să-i apuce mai târziu. Și ceilalți pentru... care au mai rămas? În jur de 42. Adică ei sunt, ei respectă mai mult tiparul. Revenind la ascendent, ce am spus că înseamnă ascendentul? Ascendentul înseamnă acordarea cu planul fizic prin prima respirație. Deci ascendentul este constelația care răsare când ne-am născut. Te uiți la ei să vezi ce constelație este. De asta, de exemplu, tu în ce zodie ești născut? Rac. Așa. Prima deci, zi de rac. Sunt ce eu. Înseamnă prima zi de rac? Înseamnă că aia era prima zi din an în care, dacă te uitai la răsărit, da? În funcție de mersul, de mișcarea de revoluția soarelui, deci parcursul lui pe cer, în jurul, deci, în funcție de parcursul pământului în jurul soarelui, dacă te uitai la răsărit, vedeai constelația racului. Asta înseamnă că ești, asta înseamnă că soarele este într-o zodie. Înseamnă că dacă te uiți dimineața la răsărit, timp de 2 ore, nu că-s 24 de ore pe care le are ziua, și sunt 12 zodii, ceea ce înseamnă că la fiecare 2 ore se schimbă ascendentul. Deci dimineața la răsărit, în semnul racului, înseamnă că dacă te uiți, da, spre est, vezi racul. De la 6 la 8, de exemplu, sau de la 5 la 7. În următoarele 2 ore vei vedea leul, ceea ce înseamnă că cine se naște atunci va avea ascendentul în leu. Încă 2 ore va fi la răsărit fecioara, următoarea zodie și tot așa. Da? Deci dacă ești născut la răsăritul soarelui, ești născut în zodia respectivă cu același ascendent. Dacă ești născut, de exemplu, la apusul soarelui, vei fi născut în zodia, de exemplu, rac, dar dacă ești născut, erai născut la apusul soarelui, erai rac cu capricorn, zodia care este opus. Da? Deci totul ține balanță, de... undeva la 2 după amiaza. Cam așa. Da, de soarele era undeva deasupra orizontului. Dacă erai născut noaptea, avea ascendentul undeva berbec taur. Da? Era soarele sub orizont. E, și noi când ne naștem, suntem acordați cel mai puternic cu frecvența constelației de la răsărit. Pentru că este primul nostru contact, exact cum prima respirație este primul contact cu planeta. Prima zodie cu care noi avem contact, deci prima, să spunem, amprentă astrală, cosmică, nu? Că noi nu suntem doar, că noi nu suntem doar entități separate, suntem parte din într-un întreg cosmic, născut în această galaxie. Nu se știe cum era și cum, dacă se face, nu se știe dacă se face astrologie în alte galaxii. Deocamdată noi vorbim despre înțelepciunea de pe Pământ, singura planetă locuită în mintea noastră din sistemul solar. Ca în să formulăm noastră. Așa, în mintea noastră. Bun. Și recognoscibilă prin mijloace atestate, nu cu ce știința, mijloace dovedite și prin cuantificare. Bun. Noi avem contactul de bază cu constelația de la răsărit. De-aia noi suntem acordați cu ascendentul. Și manifestăm foarte puternic trăsăturile ascendentului. De aceea la copii ne uităm în primul rând la ascendent, pentru că acel copil se va identifica, să se poate identifica foarte mult până la anumită vârstă, cu mai mult cu ascendentul. Din ascendent noi oricum păstrăm toată viața în niște aspecte. Ascendentul înseamnă modul în care interacționăm, înseamnă modul în care ne protejăm, impresia pe care o lăsăm altora. De exemplu, ascendentul în balanță lasă această impresie de diplomație, de bunăvoință, da? Adică omul când se uită la tine nu simte o barieră agresivă sau un zid de care să se izbească, da? Balanța este învăluitoare, permisivă, este o zodie venusiană și dornică să fie bine. Și atunci asta inspiri. Toleranță,
non-combat, adică nu ține să, știi, când te vede omul pe tine. Nu sunt eu exact împotriva. Bun, deci nu-ți vine să duci mâna la pistol, știi, dacă eram într-un film chiar, western. Chiar bun. Niciodată. E, și atunci mult timp ești, nu mult timp. În copilărie și în adolescență și în prima tinerețe este să explorezi aceste laturi, care de fapt nu sunt doar la nivel de suprafață. Deci ascendentul arată structura noastră de suprafață, jocul acesta al impresiilor și, cum spuneam, modul în care relaționăm. Dar noi la sistem de valori suntem conectați pe frecvența zodiei în care ne-am născut. Deci noi ne luăm valorile din zodie. Dar până în 28-30 de ani nu știm exact cine suntem. Și atunci inclusiv sistemul de valori este împrumutat tot de la zodia din ascendent. Și atunci, până la 28-30 de ani, noi abia avem timp să ne dezmeticim și să facem diferența între cine pare că suntem, cine vrea lumea să fim, cine așteaptă părinții să fim și cine suntem noi cu adevărat. Cine suntem noi cu adevărat, atunci aflăm, pe la 28-30 de ani. Și abia atunci suntem pe deplin acordați cu soarele nostru, pentru că soarele, adică zodia în care suntem născuți, arată legătura cu sinele. Și atunci avem, într-adevăr, cel mai puternice intuiție legate de drumul nostru propriu și personal și original în propria viață, dincolo de ce așteaptă alții de la noi. Abia atunci suntem pregătiți să facem acești pași de asumare responsabilă a propriei călătorii, indiferent de ce cred cei din jur, mai ales părinții. Și apropo de relația cu părinții, proba supremă de maturizare pentru oricine este poziționarea față de modelele de autoritate, iar primele modele de autoritate din viața noastră sunt părinții. Și atunci, orice tânăr, orice copil, orice adolescent devine adult în momentul în care pe proprii părinți îi informează asupra deciziilor, nu îi consultă, mai ales cu scopul de a le face pe plac. Eu v-am spus, nu v-am întrebat. Și sunt copii care fac asta de la 10 ani, de la 15 ani, de la 20 de ani, din momentul în care se hotărăsc să se însoare împotriva părinților, fac asta, eu v-am spus. Acela este momentul de maturizare. Momentul de maturizare este momentul în care tu te poziționezi pe picior de egalitate în relația cu părinții, bineînțeles, respectându-le autoritatea de părinți, absolut, adică ierarhia, dar asumându-ți propriul destin, care poate să fie în contra principiilor de viață ale lor. E foarte interesant. Deci unii se maturizează foarte rapid, da? Dar în contact cu esența zodiei noastre și cu valorile noastre și cu schema noastră de experiențe, pentru că soarele, zodia, arată modul în care noi ne trăim experiențele. E, toate astea intră în vigoare după 30 de ani, când și Saturn, planeta profesor, și-a făcut treaba. Când a făcut el primul tur prin zodiac. Deci după 30 de ani știm în sfârșit cine suntem, suntem tot una cu zodia. E, și aici am întâlnit această opinie într-adevăr. Chiar la oameni care știu astrologie și zic, băi, totuși mi se pare că după 30 de ani am devenit tot una cu ascendentul, nu cu zodia. Dar nu e așa. De ce? Pentru că după 30 de ani, de exemplu, am un caz de leoaică care îmi spune asta. Mie mi se pare că sunt mai mult pe ascendent după 30 de ani. Ba nu, ești mai leoaică decât oricând. De ce? Pentru că după 30 de ani îți descoperi esența luminoasă a zodiei. Și atunci, în cazul despre care vorbesc, era vorba despre leoaica generoasă, care își asuma rolul vizibil, își rezolvase problema așteptărilor, n-avea nevoie să se simtă superioară, n-avea nevoie să-i domine pe alții, ceea ce leul până în 30 de ani face, are nevoie să, nu, să fie deasupra, să fie în vârful grămezii, da, ca să se simtă bine, nu? Regele jungle. Da, de la 30 de ani încolo, tu poți să strălucești fără să spese dacă ceilalți te validează, pentru că începi să... Da? Deci, după 30 de ani, noi reușim să ajungem în echilibru cu propria zodie și la modul ideal, bineînțeles, adică dacă avem și un nivel de evoluție, suntem interesați să creștem și suntem atenți la noi, reușim să valorificăm din zodia noastră acele aspecte care ne ajută și care ne folosesc în creștere și pe care putem să le dăm mai departe în lume într-un mod pozitiv, constructiv. Avem, ai pomenit de numerologie și există compatibilități și acolo. Sigur. Între cum aflăm, bine, mulți știu cum află cifra în care s-au născut, cifra lor. De exemplu, eu știu că sunt cifra 3, soția mea e cifra 7, fetița mea cea mică e cifra 7, adică le-am calculat, știm care, cum sunt. Cât de importante sunt cifrele în care în care suntem? Sunt tot frecvențe energetice, sunt coduri. Știi care este cea mai mare putere din universul cunoscut nou?
Simbolul. Simbol. Da, da. Simbolurile au cea mai mare putere. De ce? Pentru că simbolul este un centru de energie. Simbolul este o esență, da? Este un punct de informație și energie concentrată. Un simbol este, dacă vrei, ca un fel de bombă. Dacă o bombă atomică, mică, mică, mică. Este ceva foarte, foarte mic, care de fapt conține un potențial uriaș de detonare. Asta este simbolul. Informație. Da. Și atunci, astrologia și numerologia sunt științe simbolice. Ele operează cu simboluri. Și aceste simboluri sunt decodificate și aplicate și transpuse în realitatea vieții fiecărui individ care practică sau pe care specialistul practică această cunoaștere pe care o deține. Deci, numerele sunt simboluri și sunt coduri energetice, sunt frecvențe. Și atunci frecvențele acestea intră în contradicție, se blochează sau se amplifică unele pe altele. Da? De exemplu, și care sunt complementare? Care cifre sunt? Avem, de exemplu, triade de numere. Avem 1, 4 și 7, care sunt compatibile. 3, 5 și 8. Nu. Deci 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Acestea sunt niște triunghiuri de compatibilitate. La modul general se spune că numerele impare sunt compatibile între ele și numerele pare, de exemplu 3 cu 7, da? Sunt numere impare, compatibile între ele. Numerele pare, de asemenea, sunt compatibile între ele. Dar în stabilirea criteriilor de compatibilitate, pe lângă vibrația generală a zilei pe care ai identificat-o, te uiți, de exemplu, și la... scuze, asta este vibrația generală a datei de naștere. Te uiți la vibrația zilei. Că tu s-ar putea să fii un 3 cu 7, dar te uiți și dacă ziua de naștere este compatibilă. Adică unul poate să fie în 5 și unul poate să fie în 16, care înseamnă tot 7. 1 plus 6, 7. Și atunci compatibilitățile trebuie să se stabilească pe diferite tipuri de frecvențe. Interesant. Eu sunt în 22 și soția mea e în 4. Adică deci un 4? Cu 4. Deci iată, da, suprapunerea, alinierea, da? Și în numerologia pe care, în sistemul de numerologie pe care îl practic eu, pentru că și aici sunt mai multe, la fel cum astrologia, în astrologia avem sisteme de cunoaștere, și în numerologie sunt două, cel puțin pe piață la noi în momentul ăsta, sunt două sisteme care se practică. De exemplu, este sistemul cum zic eu estic-oriental și sistemul vestic sau occidental. Eu pe cel vestic sunt, unde din data nașterii se obține vibrația nașterii. Cei din celălalt sistem numerologic, care este cel mai larg răspândit la noi și care este la fel de eficient, adică nu e o contradicție, de exemplu, în interpretarea numerului, adică unul se interpretează la fel în orice sistem numerologic, care are aceeași valoare interpretativă. Ceilalți spun că din data nașterii se obține numărul de destin. În sistemul pe care îl practic eu, numărul de destin se obține din nume. Deci sistemul acesta de numerologie, pe care l-am descris eu în cărți, pe care l-am preluat de la francezi, englezi, americani, da? Integrează și literele, nu doar numerele. Și literele au și ele cifre pe fiecare care le... literă este cifrată, sigur că da. Fiecare literă are un cod numeric în spate, în care se cifrează. În funcție de ordinea, sigur, în alfabet. Și atunci, în compatibilități, o să vezi cât de importantă este vibrația, de exemplu, a literei inițiale. Deci nici nu-ți închipui cât de importantă este litera inițială și vibrația literei inițiale. Ce înseamnă asta? Înseamnă inițiala prenumelui pe care îl folosești. Da? De exemplu, depinde cum îl scrii. Știi, la tine s-ar putea unii să păcălească și prenumele tău să scrie cu H, știi, în loc de J. Da, se scrie J, acum în capul meu deja făceam diferite. Jorge, de fapt J, dar pe mine mă cheamă George și calculam, e 7 sau 10. Ceea ce înseamnă că există criterii diferite de compatibilitate în funcție de mediile în care tu îți folosești prenumele. Adică în funcție de relație, da? Dacă mama în continuare spune George, tu ești acordat cu ea pe frecvența lui G, deci pe frecvența culme, tot al lui 7, că nu stăpăm de vibrația asta, da? Da, dacă, am ceva cu 7. Dacă defilezi cu J-ul, atunci ești pe... 10. 1, da? A, pe 1, 1, da, corect. 0, 1. Da, corect. Ceea ce înseamnă că, într-un fel... Number one. Da, rezonezi cu mama, în altfel... La fel. Da, și mama e E, de la Ecaterina, adică toată lumea zice Cati. Adică un 5. Da, dar toată lumea zice Cati. Și atunci e un... Cât de 3, nu e știu. E un 3, da.
Foarte bine, interesant. Cu tine este M, că e 4. E M, da, e, e mama. E mama, da, M. Corect. Acum e Maia. Că acum Evo, de la rolul de derivat. Bunică Maia la Macedonie înseamnă bunică. Da, e fascinant așa cu tine, Valeriu, o zi întreagă la acest podcast. Sunt s-ar putea ca soțiile noastre să aibă ceva împotriva, știi? S-ar putea să aibă foarte multe în comun. La cum am stat de vorbă, sunt sigur că, din punctul meu de vedere, va exista și o a doua oară când o să ne vedem. Eu vin cu drag, dacă sunt și bine primiți. Sunt sigur că foarte multe lucruri pe care le-ai spus astăzi rezonează cu privitorii noștri. Noi am deschis foarte mult, adică tu ai deschis foarte multe piste de discuție, absolut foarte multe uși. Aveam notat. Da? Și vreau să spun, da, așa am și stabilit, nu? Așa am stabilit, nu. La telefon am vorbit. Am zis lăsăm că să se ducă discuția, vorbim, da? Așa, tot ce este spre binele absolut al celor care se uită. Eu de foarte multe ori punctez la sfârșitul unei consultații, atunci când persoana este de dreptul răvășită la fel de, nu neapărat de volumul de informație, ci la fel de direcția în care s-au dus informațiile și de click-urile care au apărut fără să fie programate. Și eu punctez decisiv și spun, mi-am atins scopul, pentru că scopul meu nu este acela de a-ți oferi răspunsuri, ci de a te provoca să-ți pui și mai multe întrebări. Perfect, atunci lăsăm pe cei care s-au uitat la noi până acum să vă puneți mai multe întrebări de acum încolo și să, nu știu, poate să contemplați un pic sau să contemplăm împreună, că de-aia suntem aici, nu să dăm noi teme pentru acasă. Urmăriți-ne în continuare, scrieți-ne comentarii, dați-ne un like și un share și împărtășiți informația cu podcastul Vorba lui Jorge. Valeriu, îți mulțumesc din suflet. Mulțumesc că am fost compatibili câtă vreme am fost împreună și dacă am fost urmăriți până la finale, cred că am fost incompatibili. Apropo de asta, eu nu înțeleg oamenii care vizionează o filmare până la sfârșit și apoi scriu nu mi-a plăcut sau încep cu comentariile negative. Păi de ce te-ai uitat? Deci sper că am fost compatibil. Da, este și asta o mod de manifestare. Sigur. Eu sunt de acord și îmbrățișez și pe cei care sunt mai sinceri sau poate au un comentariu negativ. Pentru mine înseamnă multe lucrul ăsta, pentru că poți să dai un feedback pozitiv, poți să dai un feedback negativ, atâta timp cât el este pertinent și vine cu plus valoare, sunt bine primite toate comentariile. Vă îmbrățișez, dragilor, capul sus, nasul jos, vă pup!